Bună! Bună! Și bine ai venit la podcast! Bine v-am găsit! Stai, să nu merg prea repede, nu? Să nu să nu te împiedici! Zarița, rața, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto! Ce faceți? Uite, te așteptam, da? Te pregăteam. Hai că n-am făcut decât 50 de minute, Pedro. Bine! Anca, Dumitra, e feminină pe toate planurile și pe plan prenume și pe plan nume. Așa, așa. Ce drăguț. Ok. Bine ai venit la noi în Academie. Bine v-am găsit la voi la Academie. Apă, apă și apă. Da. Apă și apă? Apă, apă și cu iar apă. Bun, bine. Să nu întrerupem de prea multe ori podcastul, dacă e prea multă apă, dar vedem. Și nu uitați să facem Spune Inima pe 22, 23, 24 noiembrie. M-ați întrebat unii dintre voi dacă invitații mei de la Sala Palatului vor fi aleși dintre invitații de la podcast. Răspunsul meu este unul singur. Nu veți ști niciodată decât dacă vă veți lua bilet. Baftă! Hai după mine că este primul pic din Academie, pe unde țin elevii cursurile. Păi dacă tot am venit în vizită, măcar să văd toată lumea aici. Cine e? Ce face? Cu ce se ocupă? Și nu uitați, vine Dragobete, ce puteți să-i luați soției? Ce puteți să-i luați soțului decât un bilet la Sala Palatului? La spectacolul, îi fac ce-mi spune inima. Foaie verde de la alea. Fac ce-mi spune inima. Hai că am obosit, e bine? Așa, îți fac încălzire. Aș, Mina, bun. Uite ce frumos e culoarea asta. Da. I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reason to treat you right. Și am o luăm înapoi pe aici, că ăsta e la bilingul. Bine, ok, stai să nu mă împiedic. Ușor, că nu ne grăbim. Încet, încet. Sunt eu oltea încă repezită, dar nici așa tare. La 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 Scuzați-mă, doamnă, poftiți, da, pentru dumneavoastră, doamnă. Vă voi dezbrăca. Da, doamnă, acum. Acum? Stai să lăsăm aici, acum. Stai, mamă, ce? Repede. Imediat ăsta nici nu se vede. Așa. Îl scot acum. Telefonul ține, că poate ieși. Vrei să fug, nu? Hai, să pierdă aici, să pierdă. Hai, la urmă acolo. 2, 3 și fac! Mulțumesc! Cu mare drag! Voi și primire, fantastic! Asta este! Ce înseamnă, domne, să vii la artiști aici? L-am dat pe sign-up. Nu, poți să-l lași așa, pentru că cine știe cine poate suna? Cine te poate suna la ora asta? Nimeni nu mă sună, pentru că toată lumea știe că sunt la tine. Mi-am făcut deja lecțiile, să nu fiu sunată, să nu fiu căutată. Bună, vă rog frumos, bună, nu mă căutați! Este Anca! Îmi pare Anca. Bine! Bună Anca, 2, 3 și... Bună Anca! Tu cine ești? El este Marius, profesor la Academie. Iorist, pianist și profesor de teorie muzicală. Ok, cu el trebuie să mă pun bine. Nu data, dar poate cine știe, cândva o să iau și eu niște cursuri de teorie muzicală, chestii. În fine, îmi trece mai departe el. Dânsul este omul care îți poate face atunci când începi să cânți. Prin absurd, vorbe. Așa, prin absurd, așa. Prin absurd. Că tu doar știi că nu o să cânt. Prin absurd! El îți poate face cel mai elegant cadru care să îmblânzească telespectatorii. Am crezut că să îmblânzească fiara din mine, care o să fie când o să cânt. Da, nu e cazul. Așa. Bestia, să spun așa. Așa. Iar domnul în spate este omul care este de agent ORL. Da, el se ocupă cu heartbeat-ul tău. Monitorizează direct de la microfon câte bă... și din când în când, fii atent aici, vei auzi semnalul ăsta despre sunet. Ce frumos. Aici Dumnezeu, din
invitații podcastului sunt rugați să se apropie de microfon. Deci... mă gândeam eu că să-l cunosc într-o zi, nu mă gândeam că e așa aproape. Iată! Bine, doamne, doamne, da, mulțumesc! Și ea este fiica mea pe care da, a cunoscut-o, te-a întâmpinat. Da. Ne-am văzut, ne-am împrietenit, gata, deja mi-a făcut și turul Academiei, știu unde să vin data viitoare. Deci, da, mai deci. Sunt în echipa noastră. Așa. Florian, care mă ajută la partea de editare. Așa. Mai este Andrei, tipul la înalt. Așa, că sunt multe camere, ai foarte mulți oameni înseamnă pe aici. Da. Pe tot să-mi spui. Andrei este Holtei. Okay. Andrei din Vaslui. Am crezut că e din Oltenia. Manager orchestri, de altfel. Eu ți-am pus aici toate chestii. Bun, hai să îți zic de la început, da? Ca să ne știm din ce în ce mai bine. Asta vreau. Bun, Doamne ajută. Eu nu cânt. Nu că nu cânt. Eu dacă încep să cânt... Trimite Coromadrizal acasă. Da. Trimite-l pe Michael Bublé. Îmi pare rău că am luat bilet la business. Măi, nu mă interesează să pleci acasă. Da, îmi pare foarte rău. Dezamăgesc lumea acum. Nu știu ce se întâmplă. Nici ureche muzicală nu am. Deci, nu știu practic de ce am venit. Nu știu de ce m-ai chemat, dar ce să zic. Du cu Dumnezeu înainte, om bea o apă, nu mai spune una alta și după corect. Aia stai să nu mă lovesc. Tot așa mi-au spus mulți oameni și după aceea, uitându-se pe ceas, a zis, auzi așa. Nu, credem. Nu. E prea târziu. Cum am stat eu atâta ore și am cântat atâta melodii? Nu, eu îți spun, oamenii aceia se alintau. Nu este cazul la mine. Nu. Dumnezeu când a dat, că vorba de ce am vorbit așa, dar uneori n-a dat. Adică pe niște chestii n-a dat și nu e cu supărare. Poate mă perfecționez, e un început. Eram ca tine. Ah, ok. Și... Ești ca mine, la 30 fecioară ca tine. Eram ca tine fecioară. Acum am ieșit fecioară. Și în urmă cu 15 ani, 16 ani, am hotărât, zic, am bătut cu pumnul masă. Mă rog, era o masă imaginară. Și am zis, mă apuc de muzică serios. Super. Dar la 35 de ani m-am apucat. Ia uzi, eu am 36, deci tot pe acolo. Dar eu nu cred că dau cu pumnul masă. Nu, nici nu trebuie, pentru că privirea ta topește tot. Am înțeles. Eu doar sunt mesagerul tuturor urmăritorilor, sunt 3 acum. Așa. Și cred că pe măsură ce stăm... Vor fi cinci. E bine, cei 5 sunt toți bărbați. Așa. Care de fiecare dată când te văd pe ecran, când te văd la teatru, da, în filme, așa, te aplaudă. Și ar zice, mamă, ce cântăreață bună ar fi, doamnă, actrița asta. Cred mamă, ce carieră bună. Da, ar fi făcut, ar fi avut șanse, da. Instrumentele astea din față nu sunt de cântat. Asta, măcar atâta lucru știu și eu, dar... Dar, bun, din când în când, din când în când, când începe vreun ritm. Aha, pe care eu nu o să-l simt ca să fiu cât mai... Nu, așa, zic, că după aia spun și eu. O singură întrebare, tu ai dansat la nuntă? Eu am dansat stop, la nuntă. Stop! Dar nu te interesează cum am dansat la nuntă? Bine, săracii oameni erau la nunta mea. Am auzit doar recenzii s-a englezii la spectacol la So You Think You Can Dance. Au zis Anca Dumitra from Romania, da, first prize. Da. Deci asta e. Bun. Deci asta este pentru... Uh-huh. Așa? Asta este o chestie interesantă. Îl faci așa? Deci, la orice ritm, de exemplu... Da, am înțeles. Întrebarea mea. Nu încerca să cânti. Da, ok. Deci da? Nimic, da, așa. Ăsta se folosesc în special la bose. Aha, că mi-e foarte cunoscut termenul. Un soi de cocktail pe care îl faci exact. Foarte rapid. Îmi place modul în care ți-a apropii muzica de tine. Da. Iar asta este la fel partea în care... mai e o chestie. Asta seamănă cu niște gantere, ok? Așa? Este modalitatea în care ții asta? Bun, eu te las să faci introducerea, după aia îți spun și eu. Deci astea sunt toate chestii. Când vrei să arunci în cineva, sunt aici. Am înțeles, să nu fiu timidă. Să... Niciodată. Da, niciodată. Bun. La final se pleacă cu vreuna să-i duc nepoată mi? Depinde de comportamentul tău aici. Toate depinde asta. Nu pune și mai multă presiune decât există deja, te rog frumos. Dar cine ți-a creat presiunea asta? Spune-mi, te rog frumos. Dumnezeu. Deci nu cred. Eu am așteptat această întâlnire cu tine de mulți ani. Aole. Da, pentru că fac parte din rândul urmăritorilor Los Calientes. Așa. Care zic că, dom'le, când am văzut prima dată Titanic, m-am îndrăgostit de Kate Winslet. Când am văzut prima dată Las Fierbinți, m-am îndrăgostit de Anca Dumitra. E foarte...
Cu tine cam o relație mult mai profundă. Da, știu. Vă știți de foarte mult. Ați și lucrat împreună, adică e absolut. Cu totul altceva. Deci sunt multe lucruri. Pe Tinca, de exemplu, am zis, acum să cântăm. Și a cântat. Cu Tinca e altceva, da. Ea nu e așa timidă. Pe treaba asta, Dumnezeu i-a dat și în direcția asta. Aici, astăzi, vom lucra timiditatea. De ce? Pentru că din nou, iartă-mă că îți insist, am fost ca tine. Nu, dai, bun. Să-ți dau un exemplu. Așa, ia zi. Ultimul exemplu pe care îți dau. După aia îți dau și un exemplu. Voi rămâne silent forever. Eram în clasa a patra, îmi plăcea de o fată, o chema Mihaela, i-am spus numai după 20 de ani după ce am încheiat școala. Mi se pare firesc, da. Și i-am spus, mulțumesc pentru muzică, ești foarte drăguț și amabil. Și am zis, Mihaela, vreau să spun, eram... Ea e căsătorită, copii, i-am luat mâna mea, Mihaela, vreau să spun un lucru, ca să mă descarc. Îmi plăcea foarte mult, nu știu dacă eram îndrăgostit acolo. Da. Dar i-am spus. Cert e că ceva exista. Absolut. Acum vorbim, zi tu. Bun, n-are legătură, și eu am fost, mi-a plăcut un băiat în... Și nu ai spus? Ba da. Da, asta pentru că mi-a zis el primul, că altfel cred că nu i-aș fi. Pe vlog, corect, bravo. Da, ce voiam eu să spun, ca să știi cu cine ai totuși de-a face. Te rog. De unde să încep? Când mă pregăteam pentru examenul de admitere. Așa. După ce mi-am făcut frumos repertoriul, mi l-am pregătit și poezia, așa mai fabula, povestea. Uite, drept dovadă. Așa, la un moment dat, profesorul meu, cu care mă pregăteam, mi-a spus așa: tu știi că... și să pregătești pentru data viitoare și vreo 2-3 cântece ca să știm să alegem. Cum îl cheamă? Naeliescu, bravo, foarte bună. Da, nu, stai, pentru că era un must, nu? E un must be. Eu, spre exemplu, n-am știut și am avut un șoc. Am făcut ochii și mai mari decât ea și am zis, păi de ce? Păi cum de ce? Pentru că o probă o să fie cu când. Și zic, nu se poate, zice Anca, eu înțeleg, ești un pic, dar nu-i problemă, nu faci asta. N-ai făcut școala populară de artă, dar ceva acolo tot e, nu? Mi se pare normal. Bun, eu zic, nu e. El zice, ceva trebuie, Anca. Uite, da. Și face așa. Nu? Deci, orice om ar zice... Nici nu știu dacă am făcut bine. Ei, eu, da? Perfect. Da, au trecut 10 de ani de atunci. Cert este că eu când am început cumva să reproduc ce tocmai el a făcut ochii și mai mari decât ai mei și a zis, nu e bine. Și eu de atunci, adică cumva toată lumea pe parcurs, începând cu proful meu, i-a zis și maică mi, are toate șansele să intre, doar să nu o pună să cânte. Și într-adevăr, cu toată îngăduința, m-am și oprit după al doilea vers, că altfel cred că n-aș mai fi intrat. Noroc că m-au pus cu alte chestii, povestiri, fabule, ce tocmai ți-am spus înainte. Nu e cazul, Dumnezeule. Să știi că am observat și de-a lungul vieții mele, am văzut multe aripi tăiate în felul ăsta. Nu ne-e bine. Dar dacă spune atunci, e bine, hai să continuăm. Ce crezi că se întâmpla? Cum să zici că e bine, crede-mă? Să știi că aici... Săptămâna trecută. Așa s-a produs. Noi acum suntem pe 19 februarie. Da. Voi și cu Dumnezeu știți. Așa. Săptămâna trecută, aici la masa asta. În locul ăsta. Exact acolo. Au fost doi oameni pe care unul știam, unul atunci îl cunoșteam, pe cel care știam se numește Cătălin Striblea. Așa. Iar cel pe care nu știam se numește Radu Paraschivescu. Și amândoi mi-au sărit la jugulară. Așa. Spunându-mi foarte clar: noi aici nu am venit să cântăm. Păi și eu amenințători ca doi lei care atacă o căprioară. Da, eu sunt căprioară. Tu fiind căprioara, da. Și atunci am zis, ok, nu o să vă pun să cântați. După ce am parcurs primele 6 ore... Așa? Nu e cazul la noi, n-am ce să povestesc atâta. Așa? După 6 ore și un minut au zis... Aș vrea să vă cânt totuși. Mi-aduc aminte de... melodia este un... melodia pentru fani sau profani. Așa. Este un suport senzațional. Tu, că m-ai incitat la capitolul ăsta, tu ce muzică asculți? Ca să nu ne ducem nicăieri cu acest podcast, să ne oprim la chestii de actorie. Eu nu ascult muzică. Extraordinar. Nu, glumesc. Există un început în toate. Dar mi-e frică, foarte frică. Băi. Da, zi. De ce? Poți să puțin apă? Te rog frumos, vrei să dăm pahar? Pahar sau din sticlă? În pahar. Ce vrei tu? Că e la tine acasă.
Dăm o serie de pahare din Boemia de răsărit. Ok. Sculptate în apus. Deci, frica și teama le-am avut și eu. Hai să spun o chestie. Yes. De fapt, am o mie de pilde să-ți dau. De-aia am venit să le ascult pe toate. Și deci, poate la un viitor podcast o să și cânt. Eu zic să-i facem și testul la un moment dat, când e pregătit. Ce test, Doamne ferește? Putem să-l facem testul pe care îl facem la orice copil care dorește o evaluare în Academia noastră. Testul este format atât din, cum ai zis tu, adinauri, dar și prin reproducerea exactă a notei pe care o dăm Marius, deci, la pian. Mama mi-a zis așa, Horia. Mama, când tu te duci și vorbești cu oricine, tu să mă reprezinți bine și frumos și pe mine și pe tata, că ți-am dat o educație. Vrei să-mi zic că după aia ți-ai bătut joc? Ce ai făcut? Ai făcut mișto de tine? Sau? Însă-ți, deci, sau varianta a doua? Mamă, e senzațională. Deci nu știam că ai așa o voce. Și nu știam că îți poți înfringe teama. Dar asta o să ne ocupăm imediat. A venit paharul? Nu, a venit și a plecat. Că nu era din Boemia. Eram sigur că aici... Dar lasă că beau așa, nu-i problemă. La mulți ani. Da, la mulți ani. Să avem un an... He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. Nu e bine să... Nu. Mamă, ăsta da pahar. E sănătos. Nu-i prea feminin. Aici s-au spart multe lucruri. Și eu nu sunt foarte feminin. Nu, dăm voie să-ți fac. Ai amândoi așa. Ceea ce fac eu de obicei. Dacă îmi dai puțin, încercăm? Nu am făcut asta niciodată. Asta este. Am venit în vizită la oameni, nu refuz nimic. Te rog frumos să guști acum. Da, bun, lăsăm asta aici pe aceeași poziție. Interesant. Și acum se iau paharul, știi? După ce vei pleca de aici, vei fi puțin răscolit, așa. De azi înainte, așa, eu voi cânta la nunta de argint, aur, diamant, zi toate perlele respective. Abia aștept. Da, nu, da. Eu nu zic nimic. Nici eu nu zic nimic, ascult. Ce zi 31 august? Ce zi? What a day? Ziua apariției publice. Mi-a scris cineva. 1987. Ăla nu știu. Ce an? Anca Dumitra s-a născut, da, și a crescut în Craiova. A absolvit une ATC la clasa lui Doroana și a lui Gelu Colceag. Citez. Am început prin a visa cu ochii deschiși. Aoleu, am zis eu asta? Da. Imaginându-mi o lume asemănătoare serialului Dallas. Căci de aici țin minte că a pornit fascinația pentru lumea TV-ului, a filmului. Aveam doar 5 anișori. Am zis anișori. Și mama îmi citea subtitrarea. Iar credința mea este că ceva din poveștile ei despre ce urmăream a determinat o fascinație care continuă și în ziua de azi. Am încheiat citatul. Da. Între timp, meanwhile, au venit întâmplări multe în viața ei, majoritatea frumoase. A jucat la Teatrul pentru Copii și Tineret Mihai Popescu din Târgoviște, în București, la Teatrul de Comedie, la Teatrul Odeon, la Teatrul Metropolis, la Teatrul Notara, la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești și multe altele. Într-o vreme, a cochetat cu ideea de a avea 5 copii. Abia așteptăm să vedem dacă numărul a crescut sau a scăzut. Proaspătă soție, posibilă mamă, dar în mod evident actuală actriță mișto, Anca Dumitra. Pam, pam. Ai, ce drăguț, mulțumesc. Foarte frumos și foarte frumos și citit și interpretat, mulțumesc. Uite, uitasem de asta cu Târgoviște. Mi-ai adus aminte. Ce să facem? Măi, și uităm cu vârsta. 5 minute au trecut, ai testat apă, plată combinată, apă minerală și ți-ai adus aminte. Și mi-am aminte. Da, dar da, așa este. Tot ce ai citit e într-adevăr exact cum ai spus și cum ai citit și cum am spus eu, de fapt, nu că mai... Citat. Da, exact, mai citat. Dar da, de micuță, lucruri, nu sunt foarte multe chestii de spus, să știi, nu sunt prea surprinzătoare. Asta e lucrurile că te înșeli. Pentru că noi ne știm, eu te înțeleg perfect, pentru că tu ești la vârsta în care privirea ta nu este așa, nici așa, ci în față. Vrei să cucerești totul. Da. Să știi că atunci când vei ajunge la vârsta mea, 75, atunci vei avea exact așa, pentru că și eu vreau să cuceresc în continuare totul. Simt că n-am făcut nimica. Da. Și totuși, de asta e important podcastul. Eu am văzut toate podcasturile la care ai fost. Serios? Da. Doamne, n-am altă treabă. Ultimele zi, ultima săptămână asta a trebuit să le văd ca să văd ce te întreb. Ia unde că... Ce? Ah, n-a cântat aici. Ia unde când...
nici aici n-am cântat. Bine ai jucat, m-am uitat, ai văzut, m-am întors. Bravo. Nu. Asta cu cântatul ți-am spus. Adică, dincolo de orice... Uite, dacă e să-mi mărturisesc, dintotdeauna mi-am dorit să fi știut, să fi putut să fi cântat. Este o treabă pe care îmi plac musicalurile la nebunie. Mi-ar plăcea foarte tare să pot să joc într-unul. Cât l-am rănit eu pe Mărgineanu cântându-i și pe toți ceilalți colegii mei din teatru. Dar, deși văd cu cuțit în mână. Sincer, chiar mi-am zis, adică cred într-adevăr că dacă m-aș ține de treabă și uite, aș studia, probabil ceva acolo ar fi. Nu cred că e chiar lipsit de talent. Eu chiar cred în talentul fiecărui om și chiar cred că dacă te ții de o treabă s-ar putea să dovedești niște chestii. Talentul care se antrenează. Da, cu siguranță, știi, o muncă și acolo. Dar acum, ăsta e un alt vis, așa, mult mai ascuns, însă, din păcate, până în prezent cel puțin, nimic nu m-a determinat să zic, gata, domne, de acum încep și fac și iau cursuri și eu îi vedea ce s-a întâmplat în 6 luni, poate... Știi că... Ce ziceam, iartă-mă, te-am întrerupt. Nu, vezi că s-ar putea să vorbesc mult. Sunt fecioară, ca tine. Foarte bine, mă bazez pe asta. Vezi că eu am făcut arheologie. Aha. Ca atare, visul ascuns undeva în înăuntrul tău, eu o să-l descoper. Am săpăliga, am toate puse la punct. Ceea ce vreau să spun este că întrebarea mea are dublu rol. Așa. Dublu rol, poți să faci așa. Mulțumesc. Poți să faci așa? Poți să faci așa? Da, ra, 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 ra. Așa, asta e da? Oglindă? Nu. Tu când vrei, te uiți în ea? Ok, mulțumesc. Eu mă uit din când în când. Ai și un ruj, ceva, chestii, un blaș, o pudră, ar fi surprinzător să ai. Eu sunt old blaș. M-am născut blaș. Și bineînțeles că ce poate să stea pe acestea. Ideea de bază este următoarea. Atunci mutăm asta, uite așa. Sigur că da. Foarte bine. Gata, renunțăm. A fost bun, s-a băut. A fost bună apa. S-a gustat. Apa combinată? Știi ce rima zic cu asta? La căsuța albă. Uite ce frumos. Am una peste alta, chiar mi-aș fi dorit să fi știut. Chiar, ce să zic, mi-aș fi dorit. Nu e timpul pierdut, hai să zicem așa. Îmi aduc aminte când am fost la casting, la Mamma Mia. Ai fost la casting? Da. Ok. Tu crezi că acolo my name is Brenciu, let me in. Nu neapărat, dar pe de altă parte se pot face spectacole cu distribuții deja știute, știi? Și nu. Să fie proiecte unde deja te gândești la omul respectiv că ar fi potrivit și atunci al... E foarte adevărat, numai că responsabilitatea unei producții de genul ăsta așa este, cade pe... Exact ca un film. Da, trebuie să ai toată certitudinea. Ai fi vrut să joci în Titanic? Da. Deci erai perfectă pentru Titanic. Eu și acum plâng. Eu și acum l-am văzut. Lumea și eu l-am văzut. Orice. Știu, l-am văzut. Și știi ce a apropiat foarte mult publicul de filmul ăsta? Băi, o frecvență pe care n-am regăsit-o în niciun alt film. Deci când... Iartă-mă, spun o prostie, dar... Auzi? Îi spune Kate lui Jack. Mă poți învăța să scuip? Mai ții minte secvența la început? Repet, cred că l-am văzut de 40 de ori. Le știu pe toate. Le cam știu, sper. Adică, nu știu, nu mă întreba, nu scoate o serie de întrebări și să mă prinzi acolo cu detaliile, că le-am pierdut. Dar... L-am văzut de curând și... Și eu l-am văzut de curând, acum 2 săptămâni. Da, exact. Mă rog. Cred că l-am văzut în același timp, la mulți ani. Doamne ajută. Vezi că în această zi se vor întâmpla mai multe lucruri. Dar eu am încredere că vom depăși împreună pe toate. Exact cum a făcut și Kate și Jack. Bine, el săracul n-a depășit, ce să zic. Ea a ajuns bine. I-a văzut-o. Ea a ajuns bine, dar explică în fază de la final. Așa, care? Mă reîntorc pe vapor, un trailer acolo. Face chestia aia. Aoleu, da, e drăguț, mă rog, e funny. Eu am vrut să o caut pe Sigur nu mai trăiește. Dar am vrut să văd la ce vârstă a murit exact. Bine, am și eu niște curiozități câteodată, te doare capul. Dar tu crezi... Nu, e foarte rezonabilă curiozitatea. Crezi că ea era conform unor date reale? Respectiv vârsta, în sensul ăsta? Nu, respectiv dacă... ea. Sau ce anume? Adică tu crezi că exista Jake și Grăsanu, că era... Jake și... Femeile, e o piesă de teatru, am jucat. Da, Jake și femeile. Putem să mai dăm alte variante, Jake și... Prăjit de fasole. Uite. Bravo. Vezi, ți-am dat-o, ai zis, bravo. Crezi că a existat cu adevărat? Atât de mult, da.
Îți place să crezi. Da. De aceea, de la ficțiune la realitate, este un singur pas. Andreea, e momentul. Doamne... Oi, ză jolly good. Eu sunt purtătoare de lentile de contact, dar văd că mă înșală încă primul. Deci aici avem așa. Doamne, Maica Domnului, nu pot așa este așa reacția ceva. Tuturor celor care văd. Asta este... Mulțumesc, este Andreea. Singurul fel de care m-am ocupat eu. Așa vioaie și fericită e tot timpul și cu zâmbetul pe buze. Da. Sincer, e formidabil. E îndrăgostită. Ai. Asta e și mai frumos. Nu, 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 scuză-mă. Da, ce e, Ibire? Vorba cu Anca! I was talking to Anca. Suntem în Titanic. Da. Noi, numai că ăsta e britanic. Deci, Ok. Deci așa și... E treabă serioasă. Da, e treabă serioasă și... Ce frumos! Doamne și... ajută și pentru Doamne asta. Ajută, Doamne ajută! Ne luăm cu vorba și nu... Nu mi-a spus dacă vrea 5 copii sau 4. Andreea zice acum. Dar nevastă mea zice, dom'le, sunt mereu extraordinar. Ești foarte prezent astăzi. Când e vorba... Știi că atunci când totuși spui... Totuși parcă simt că te cunosc de undeva. Dar nu știu de unde. Băi, din gura ta, știi cum sună? Parcă te cunosc de undeva. N-ai fost tipul ăla care s-a aruncat în fața mașinii? De mama, așa incisiv am fost când am întrebat. Iartă-mă da. Să gust eu, fără să gust tu, da, ca da. Să văd dacă e bun. Deci, praz cu... Hai că nu o să-ți spun. Că... mai multă lămâie, prazul ăsta. Merge? Hai să gust și eu. Mi-a scăpat puțin lămâia. Vezi că am pus și lămâie aici. Foarte gustos. E foarte oltenesc. Bun. Este de la mama de acasă. From the mother back home. Mama mea l-a făcut. De ce nu am putea să deschidem cu un citat nou? Te și văd. Ai dat câteodată interviurile, eu ți-am citit toate interviurile, ca să știi. Doamne, Horia. Da. Așa. O să fie de aici. La final o zici săracu. Hai să-i fi ceva. Deci, aveam convingerea clară, la 12 ani, pe canapeaua din fața TV-ului, că voi ajunge la Hollywood. Ei bine, lucrurile stau un pic altfel. Am chiar citat-o. Ai ajuns la Hollywood? Bine, am ajuns, dar da, chiar de 12 ani aveam. Gata, când, da. Asta. Așa. Cam ăsta a fost podcastul. Da, mi-am îndeplinit. Anca a ajuns la Hollywood și a îndeplinit visul, nu mă mai stresăm cu a cânta, nu a cânta. Partea ciudată e că nu prea mi-am plăcut. Mă rog, asta e altă discuție. Bine, aveam, știi, visul american. N-am fost până anul acesta, nu am fost în America. Da, corect. Bravo. Vezi, m-a luat un pic vinul, ia să nu mai beau eu. Ia să mai torn un paharel. Da, nu, deși mi-imagineam din filme tot felul de chestii și mă gândeam că e așa, mă rog, nu m-a dezamăgit, Doamne ferește, mi-a plăcut în da. Continuare, însă nu într-atât de mult, știi, așteptările au fost foarte, foarte ridicate și foarte mari. Dar, da, am ajuns, dacă e într-adevăr să... Deci, ți-ai îndeplinit visul. Da, da, da. Într-o mică măsură la altceva mă referam, dar, la urmă, am primit Oscaruri de la Nathan Ticu. Că tot ai zis că te-ai uitat la podcast. Nathan Ticu este furnizor de Oscaruri. Da, apropo de Oscaruri, eu cred că nu trebuie să te oprești acolo. Uite, cu câteva săptămâni în urmă, așa. Elton John a luat Grammy-ul și... Visul oricărui om este să facă egotul respectiv. Da, exact. E, a luat, și a luat și Tony și Oscar-ul și... Serios, da? Da, de toate are. Da, repet, asta nefiind vreo cântăreață, mă îndoiesc că mi-ar reieși toate. Eu tot susțin asta. Astăzi tu lucrăm la asta. Bine, o să-ți dai seama că nu se poate face nimic și o să zici, da, mă, asta e, m-am înșelat profund, dar da. E și perioada cu premiile și așa mai departe, Emmys. Perioada cu premiile, da, corect. Da, în America e și e fabuloasă așa lumea asta, din afară cel puțin, așa dinăuntru, dacă stai un pic și te gândești. Eu vreau să te întreb, sincer. Da, ia zi. Dacă îți mai aduci aminte de fotografia asta. Aoleu, ce mică e. Și uite, frate, mi-e plăcea de fata aia. Și acum ați minte și lecășesc? Da, acum... Și sunt din Iași. Ei, nu, Doamne, iartă-mă. Dar i-ai tăiat capul, frate, mi-o să nu văd eu bine acolo. Sau i-l-am tăiat eu? Da, i-l-ai tăiat puțin. Da, probabil. Da, țin minte. Noi, deci, ca să-ți fac istoria acestei fotografii, nu știam familia asta. Cred că este, cel puțin atunci, locuiau la Iași.
Oltenia, Moldova, Antarctica. Așa, lui, nu știu dacă îi plăcea neapărat de mine, dar eram cam aceeași vârstă, lui fratele meu a plăcut de ea și ea zâmbea, ca Andreea, zâmbea. Mm-hmm, bravo. Așa, și ei erau părinții lor, dar am avut treabă, cred că fix cât am făcut fotografia în jumătate de zi. Asta era undeva în 90. Nu, și... nu, 4, 5, 96. 96. 9, cât? No, ceva pe acolo, ceva pe acolo. Înțelege lumea. Eram deja de 3 ani, dacă eram 96, de 3 ani eram prezentator, fresh. Dar cine se uita la tine? Păi nu? Eu, oricum, știu tot ce se întâmpla la televizor. Știu tot. Sunset Beach, mai ții minte? Oh, Dumnezeule. Nu, uite. Da, da, da. Sunset, sigur că da. Serialul, n-aș zice că Dallas-ul a fost neapărat serialul copilăriei, cât Sunset Beach. Era într-adevăr, era stabilit orarul. A șapte și început să ții minte 90-100... Ah, Beverly Hills. Da. Și când văd, vezi tu... Și Melrose Place. Melrose, sigur că da. Mamă, și era asta, Heather... Cum o Locklear. Da, boy. Și Farrah Fawcett, da. Aia. Wow. Da. Orice, cum, frumoase... Cum? Eu ziceam, astea sunt impenetrabile, nimeni nu ajunge la ele. Și după aceea primul meu crack, prima fisură în toată povestea, ficțiunea din capul meu... niște reviste de-astea aruncate pe buticuri. Așa. Că pe vremea respectivă erau buticuri. S-a despărțit ăla de aia. Și zic, nu se poate. Cine s-o lase pe fata aia frumoasă? E, mai lași, că na, dacă e frumoasă nu înseamnă neapărat că e și ce trebuie, ca să nu formulez altfel. Mie mi se păreau și cum mi se pare și acum. Da. Mie mi se pare că toate femeile sunt frumoase și toate femeile nu trebuie părăsite niciodată. Este... Foarte frumos să te auzi spunând asta. Dacă și crezi treaba asta, cu atât mai bine. Asta nu înseamnă că toate prietenele mele, fostele mele prieteni, m-au părăsit pe mine. Eu l-am părăsit pe ele. Eu l-am zis adio, să nu mă mai cauți. Știi râsul ăla malefic. Da. Pe vremea respectivă erau mai puține blocări și așa mai departe de trefă. Da, acum e mai complicat. Tu acum. Da, eu acum azi. Ai un frate în America și o soră în Italia. Și un frate în România. Băi, frate, băi, soră, băi, zi-mi ce s-a întâmplat. Ce știu eu acum, dacă vrea cineva să-mi spună așa. S-a întâmplat așa, mă rog, povestea e foarte simplă, o să ți-o repet, nu e nicio problemă. Mama a fost căsătorită, doi băieți din prima căsnicie, tata a însurat o fată din un copil din prima căsnicie, împreună m-au făcut pe mine și iată-mă pe mine, singură la părinți, dar cu puntea toate între astea... familii. Da. Care a strâns familia. Da, așa, da, doamne. O dată pe an vă vedeți, sigur, răspunsul este da. Uite, spre exemplu, anul ăsta a venit și sora mea, a venit și fratele meu. Da. Da, s-a întâmplat. Adică, într-adevăr, au mai fost perioade și știi și tu, sunt plecați de foarte mult timp și America nu e chiar icișa. E un pic mai departe, dar cu toate astea e bine și le e bine. Asta e tot ce contează, știi? E important când omul își găsește locul. Să știi că zilele trecute luam masa cu cineva, un prieten de-al meu, și el venise cu copilul și cu soția, cu unul dintre copiii lui. Eu venisem cu copiii mei, fără soție. Soția era la bibliotecă. Da? Și la un moment dat copiii se uitau la noi. Noi nu suntem frați, dar e de aceeași vârstă cu mine. L-am cunoscut cu un an în urmă. Ok. Și ne-am comportat foarte firește, parcă eram doi frați. La care copiii zic, mă, da, de ce îi bei din bera lui tata? Pentru că ne înțelegem. Știi, era o singură bere, era setea din berea mea. Și zic, ce? Și copiii zic, de ce se întâmplă asta? Păi suntem, e ok, nu mă supăr, pentru că e prieten cu mine. E ca un frate. Și mi se pare că eu cred că trebuie să avem familii mari. De ce? Și eu sunt de părerea asta. Pentru că suntem mai puternici, unde-s doi puterea crește. Și pentru că, de ce nu, de sărbători e mult mai frumos când casa este fără îndoială. Fără îndoială, dar și în cursul anului. Da, cu atât, exact, cu atât mai mult. Și la evenimente frumoase și mai puțin frumoase. Sorta te invită în Italia. Dar am și fost. Și repet, am și fost, de acum ne-a surprins de Crăciun. Din păcate, nu eram eu în România. Dar le-a bătut la ușa apartamentului alor mei și hopa, s-au trezit cu ea. Pe nepusă masă, neștiind... Ce frumoasă surpriză! Da. Și o mare, mare bucurie. Și de seama că ai mei au fost super fericiți. Eu vreau să te întreb de câte ori ai făcut drumul Craiova Litoral. Credeam Craiova-București, că mi-am dat ochii peste cap deja. Să știi că nu cred că, într-adevăr, au avut grijă să ne ducă și pe mine și pe fratii meu de
în multe veri, însă pe undeva pe la 12-13 ani, ba nu, cred că chiar mai devreme, când au început taberele, în clasa 5-6, atunci s-a oprit treaba cu mama și cu tata în vacanțe, puțin. Și v-au lăsat în tabere? Și mă duceam în tabără, la munte, la mare. Ți-a plăcut tabăra? Da. Și dacă îți plăcea și de un băiat, îți plăcea și mai mult tabăra. Da, corect. Dacă îi plăcea și lui de tine, cu atât mai mult. Tabăra era minunată. Mă rog, dar da, undeva pe, cam pe acolo, 11-12. Nu pot să zic că m-am mai dus cu mama și cu tata la 16 ani, nu mai puteam de nerăbdare să mă duc cu mama la mare. E adevărat, numai că eu ca și tine, de la Brașov la litoral, era un drum foarte, foarte lung. Și ții minte că atunci când ne împacheta tata pe amândoi și ne ducea la mare, era un drum foarte lung. Dar așa cum țin minte? Sandwich pe marginea drumului, când te opreai și tăiai roșii. Voi mergeați cu mașina? Da. Câți erați în mașină? 4. Mama, tata și fratele meu. Ce mașină era? Prima dată am avut All Seat, după aia... All Seat, nu? Da, și am avut mulți ani. După aia Cielo. Cielo. Da, îmi plăcea, mi se părea. Mai țin de reclama aia acum? Tauru? Cred că da, dacă o văd cel puțin, acum nu îmi vine. Dar una peste alta, da, țin minte drumurile și oricum părea o veșnicie, clar, o zi întreagă făceai. O zi întreagă. Și da, te opreai pe marginea drumului și mâncai și era... Nu știu, e vremuri frumoase, mie îmi place așa. Când e mai simplu, parcă e mai frumos. Când e mai autentic așa, e pur românesc. Autentic, zici? Dați-mi mai o gură de asta, mie îmi place bine. Autentic, zici? Bine, dacă zici autentic, așa va fi. Mi-aduc și eu aminte cu plăcere de mare, mai ales că și eu la mare am avut anumite... Băi, apropo de timiditate, cred că e prima dată când povestesc asta, nici nu nevastă mea nu a spus. Yes. Stăteam pe peron, am terminat sejurul, erau 7 zile, cred, 6 zile. Stăteam pe peron, așteptam personalul, pentru că n-aveam bani nici de accelerat sau rapid sau clasa întâi. Și la un moment dat o văd pe o fată, ca în filmele la sovietice, să mor eu. O văd pe o fată. Și atunci, la 13-14 ani... A, păi când vezi o fată, o vezi ca lume. Deci pe peron amândoi. Mă uit la ea. Ea, credeam eu, se uita la mine. Așa. Mă uita doar. Și după aceea îți dai seama ce poți să faci. Știi, psihologia aia tânărului adolescent care vrea să se evidențieze cumva și să crească în ochii celei pe care o vede pentru prima dată și îi place. Și ce ai făcut ea? Nimic. Bun, și mai frumos. Regret amarnic momentul ăla. Puteam să mă duc la ea, bună, sunt Horia. Atât pot să spun. Da, dar viața ta ar fi arătat cu totul altfel. Așa cine știe? Abar n-am. Îți place viața ta de acum, nu? Mi se pare normal. Dar vreau să spun că de asta trebuie să te apuci de muzică. Așa, ziceți cât am mai departe alte lucruri. Așa. Iartă-mă, dar tatăl tău a lucrat în armată. Ce grad avea? Iubesc gradele. Adică mie îmi place ideea de armată, datorită multor întâmplări de militarie pe care le-am citit de-a lungul istoriei. Comandant de unitate a fost ultima, da, pe care a avut-o în subordine, a fost cea de la Plenița, dacă știi, undeva în Dolj. Și voi erați ca un fel de unitate, ca familie. Să știi că mama s-a luptat foarte mult să nu fim o unitate. Dar da. Lasă, dragă, militaria aia. Lasă-mă da, bate da, după da, 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 pe principiul ăsta, da. Bineînțeles că și plăcându-i foarte tare, nu că plăcându-i, tata fiind unul și același, nu știu cum să spun, așa, împletit pe vecie cu pasiunea asta care s-a și dovedit a fi profesie în cele din urmă, cu militaria, cum bine spui. Însă mama a avut grijă acasă totuși să nu, cum e vorba aia, ține... În pot. Da, exact. Dar fiind caractere tare și puternice amândoi, am avut parte de și de militari și de mai puțin. Au ținut balanța bine. Au făcut-o. Dar da, a fost și un pasionat în profesia lui. La nebunie i-a plăcut. Dar și de temut totodată. Dacă vreodată vei avea un rol de... Vorbesc cu el. De comandant, da, vorbesc cu el. Ca și consultant. Nu, dar pentru tata nu exista... Amândoi părinții mei sunt oameni foarte corecți. Adică nu exista nimic în afara a ceea ce trebuia făcut, în afara legii, în afara, știi, domeniului în care profesa fiecare dintre ei. Mama ce era? Mama a lucrat în învățământ până acum vreo 20 de ani, a fost secretară șefă la un liceu important din Craiova. Și apoi a îmbrățișat partea asta cu, am spus și la Andy, cu Enena Sigură și așa mai departe și
are 69 de ani, în curând face 70 de ani, ea încă este, are toate relațiile posibile. Maica mea, dacă, repet, e mai activă ca niciodată. E mai activă decât mine. Tu dacă ai chemat-o aici pe mama, mama ți-ar și cânta. Mama ar fi mult mai frumoasă și mult mai mișto decât Ifisa. Mama? Clar. Cum o cheamă pe mama? Mama, pe mama o cheamă Eugenia, dar îi se zice Flori. Flori, dragă, da. Îmi permit să ne tutuim că ne-am născut în același an. 39. Mama, ce te rog frumos, astăzi o să fii mândră de fata ta. Până la capăt. Doamne, altfel să nu fac până des. La capăt. O să vin acasă cântând, mama. O să vin acasă plângând, Flori, mă. Flori, pregătește aplauzele, mă. O să plângă, mă. O și văd finalul. Am ca știi cum se duce acasă, nu? Pasul ștrecarului. Sau de la, cum făcea Anda Colgăranu cu Toma Caragiu. Danke schön, Horia, că m-ai salvat. Lo-i-o-i-o-lo. Iodlere, de la. Da, nu. Apropo, în Austria trebuie iodlere. Yes. Da, în Austria sunt multe alte chestii diferite total de România noastră. E altă mâncare de pește și de sărbători acum de Crăciun. Sărmăluțele mele mi-au lipsit foarte mult. Mă tot uitam după ele, m-am crezut că-mi face cineva o surpriză, e bine? Nu. Dar, mă rog, interesant, am venit acasă, am mâncat 6 la cina. Mi-am șocat pe că toată luna ianuarie e plină de sărmăluțe. Da, nu mi-a fost, da. Mie îmi place să mănânc, să știi. Nu știu cum se vede, că toată lumea zice, bă, da, eu chiar mănânc. Știi că după aceea bagi și scuza, arde rapide? Metabolism feroce? Cine știe. Dar da, îmi place viața, îmi place și un par de vin. Ce să zic? Ideea este că mi-e place, ți-a plăcut viața de mică pentru că tu erai cea care din familie juca al naibii de mult fotbal. A, da, bine, al naibii de mult. Nu-ți imagina, dacă mi-a zis când un Maradona și... Da, serios, mi-a zis Maradona, Jolgo, până la 20 de ani, am zis cu povestea cu Gianina. Jolgo! Da. Hai sus la masă. Nu, dar sincer, nu mi-a zis niciodată Anca. Maradona a fost chiar mulți ani, 15 ani de zile, numai Maradona eram. Adică, știu că pare amuzant, dar chiar asta este realitatea. Am fost și pe stadion și așa mai departe. Taică mi-a și-a dorit foarte mult, având în prima căsnicie o fată, când a aflat că maică-mea e gravidă, a zis, clar, e băiat, clar, fotbalist îl fac. Nu-l interesa cum armata sau ceva. Și, mă rog, să zicem că a fost un pic dezamăgit când am zis că e fată. Dar, cu toate astea, nimic nu l-am împiedicat să-mi spună Maradona și să... Da, dar și tu îi întrețineai sonul pentru că tu jucai cu băieții fotbal. Eram șmecheră, da, eram șmecheră. Mă integrau foarte mult băieții la jocurile de genul acesta în fața blocului, ce să zic. Deci, eu înțeleg de ce. Pentru că așa ceva, n-ai cum să nu joci fotbal cu ea. Deci când am văzut chestia asta, dacă eram atunci... Dar filmulețul l-ai văzut? Nu. Da, e foarte haios filmulețul. De ce ai zis în filmuleț? Asta e un print pe care l-am făcut din filmuleț și să vezi, de fapt, o bucurie și pe mine mă surprinde câteodată și încerc și... Asta ești acum? Să dea Dumnezeu să încă să fiu, dar este sincer, vreodată când, apropo de cei 5 copii, mi-aș dori, știi, îți spui asta, indiferent ce o fi, să fie sănătos și așa, dar mi-aș dori să aibă o bucurie de viață, știi, să fie curios, să fie, știi, uneori tot așteptăm să ne facă alții fericiți sau să vină evenimente. Și Dumnezeu! Doamne! Da, sigur va fi. Dar nu, filmulețul trebuie să ți-l arăt și e foarte simpatic. Și ți-am zis, e un print din filmuleț în care efectiv asta fac, mă uit și zâmbesc la cameră din... Bine, eram și cea mai pitică de acolo, cea mai mică, îți dai seama că pe cine să filmezi, da. Era cea mai scumpete, bombonică și așa mai departe. Eu nu știu de ce spunea tăi că tu Jolgo sau Maradona, când mă uitam așa ce... Da, eu spuneam Floricico și spuneam nu știu ce. Cred că în primii ani și ții minte că Maria cea mijlocie o făceam așa și după ce am trecut bine și pe Andreea o fac și acum la vârstă ei. Dar mi-aduc aminte de Mina. Da. Fata mea cea mică. Frumos, superb. Da. Fii atent aici. Alegerea numelor copiilor cel mai bine e aparent pur întâmplătoare, dar nu. Ce vrei să zici? Este, știi cum e chestia? Hai să spunem acestui podcast Farfuria Răvășitoare. Am o două naibii. Hai să-i spun acestui podcast Vijelia Îngrozitoare. Bă, adică calmează-te. Cumva când cauți prea mult, când te străduiești prea tare. Și când te întâlnești, hai să spunem deci nevastă mi-a venit la mine și mi-a zis ea a venit cu ideea. Îi spune Mina? Nu, discuția asta a fost. Da. Îi spune Mina? Da, îi spune Mina. Da.
Pentru că până atunci... Dar cu cât timp înainte să se nască? Stai puțin. Sau deja nu se născuse? Nu se născuse. Uh-huh. Dar era o chestie fată. Ce fată? Cu toate că m-am luptat cu băiat pentru că nu îi se vedea ceva și după aceea din luna 7 i s-a văzut ceva. Adică nu s-a văzut. Ce frumoase sunt și astea. Sunt răsturnările foarte de situație. Frumoase, da. Scenaristic vorbind, am stat bine. Dar ce s-a întâmplat a fost... Și cum îi spunem la cel mic? Toma? Da. Așa a fost discuția. N-a fost, iată lista. Lista noastră include... Dar eu cred că așa e și viața cu toate ale ei. Știi că de multe ori vii și... Apropo de rezoluții, nu? Că toți suntem la începutul anului, cumva. Nu e... Bun, te poți ține de niște piloni, știi, de niște chestii, cu liniuță de la capăt, dar pe de altă parte, asta e și frumusețea, să te lași surprins de evenimente, știi? Și de ce aduce... E foarte adevărat, dar trebuie și el infecție. Să zică da. E, la voi acum, combinația trebuie să fie... Adică tu ești acum tributară faptului... Austria a fost tot timpul aici. Astfel încât tu trebuie să spui... Von Mina. Nu. Nu. Iată, numai, hai să mai căutăm. Da. Mai încercăm. Maradona. Tot cum începe, nu? Ca mine. Da, nu știu. Când o fi cazul... Când dar trebuie să te pregătești la cu preferatele tale. Și eu cred că dacă îți place Mina, ai șanse mari să găsești cel mai bun nume de fată. Dar e foarte băiat. Frumos, Mina. Este foarte, un nume foarte frumos. Mai plăcea încă unul pe care ți-l sugerez. Yes. Și dacă se mai întâmplă să vină o fată în viața noastră, Andreea? Maria, ne-a zis ceva? Mm. Cine? Maria, ne-a zis ceva? Nu. Nu, încă nu. Așa? Luna este următorul. Adică... Da. Și cred că, uite, Feli, cred că fata ei. Da, e Luna, da. Ceva, da, Nora Luna, da, asta e. Da, un prenume, alăturarea lor. Știi vreo melodie de-a lui Feli? Nu știu nicio melodie de niciun fel de la nimeni, Horia. Altă întrebare! Ha. Să știi că în fața s-a alăturat încă un urmăritor. Este de la acum? Da, pentru că ăsta este de la CIA. Vede cât reziști. Cu cât reziști, te trimite misiunile cele mai grele. Știi chestia asta? Mm-hmm. Și nu ca actriță. Mm-hmm. Tu știi că a existat un actor la Hollywood, un prezentator, care era prezentator și în timpul liber era killer pentru CIA? Nu. Mm-hmm. Da. Era un film cu Brad Pitt, cu tipul ăla grizonat, cu Clooney. Așa. Deci dintre toate atributele pentru Clooney, tu i-ai zis fix tipul ăla grizonat. Deci puteai să zici tipul ăla mișto. Tipul ăla îndrăgostit de Aman. Amal. Și ăsta e un nume interesant. Amal. De la Amarnic, cumva, mie așa mi se pare. Nu știu că nu are neapărat. Cum te cheamă? Supă? De la ce? De la supărat. Uite ce drăguțe sunt astea. Apasă. Bine, nu vrei să știi ce am citit înainte la Yes? Ok, și acum apas. Se mai apăs încă o dată pe ies? Yeah, baby. Oh, baby. Okay. Deci l-am luat undeva prin America. Prin America. am vorbit cu cei de la Hollywood și o să fac o să refacă Titanic-ul. Mm-hmm. Am toate șansele să nu fiu în el. De ce zici asta? Era mai tânără și Rosa, nu mai era chiar... Problema e că la ultima vor să facă cu tine un casting și să facă exact la casting secvența din apă. Jack. Da, tu trebuie să stai în apă. Păi da, stai puțin. El stătea în apă, ea era pe, nu știu, nu mai ții minte, pe... Ba da, dar ușice. Înainte să se urce pe acea ușă de lemn, nați-o bună, chiar acolo era, că dacă m-aș fi chinuit eu mai mult și eu aș fi încăput cu Roz pe... Da, toată lumea, trec peste, da, în trec fine, pe, dar nu rezistai, nu, și mai bine că există sacrificiu, vezi, asta a făcut, s-a sacrificat din iubire, a murit din dragoste, adevărată. Știi vreo melodie cu sacrificiu? Eu tocmai ți-am spus, nu știu cântăresc, nu știu melodii, nu știu... Las că mă ocup eu de chestiile astea. Parcă era remixată cu Sacrifice, nu mai știu cum. Da, orice, n-am ureche muzicală. Interesant este că acum ești atât de temătoare vis-a-vis de chestia asta, iar în copilărie, adolescență, așa, ai fost o rebelă. Cântam de... N-ai văzut așa ceva. Nu, te exprimai în altfel. Cum? Le spuneai lor tăi că sunt acasă, dar tu de fapt te duceai la discotecă. E, puțin am făcut asta până s-au prins repede că sunt deștepți. Mă duceam la țară.
Mm-hmm. Mă duceam la țară și pentru că verișorii mei erau mai mari și se duceau, era vremea pentru discoteci. Eu de ce să rămân ca fraiera la 13 ani acasă? Și cumva, mă rog, aveam și dintre în tot neamul aveam o verișoară care mă și iubea foarte, foarte, foarte mult. Cred că și mă ținea acolo după ea, hopa, hopa. Și s-a prins mama într-o vară și după aia nu m-am mai dus la țară. S-a terminat povestea cu țara. Da. Deci cred că atunci, da, m-a certat rău atunci. N-am înțeles, că n-am greșit cu nimic, dar înseamnă. Te-ai mai duci la ștrand? Da, la ștrand, da, mi-a dat acolo, am luat și bătaie. Tu ai luat bătaie? Nu, nu. Odată, da, bine, am ținut-o minte. Pe mama? De la mama, tata niciodată, dar la tata e de ajuns doar să se uite la tine, știi? Da, da, corect. E militar, nu? Dar mama, da, nu știu de ce a fost necăjit în ziua respectivă, că doar îi spusesem. Ai spus? Da, i-am spus, cum să nu. Bine, i-am spus când mă întorc. Pe ea asta a luat-o prin surprindere, știi? Când se gândea că la 5 sunt acasă. Păi dacă am plecat la 2, cum să fiu la 5 acasă? Corect. Și acum mă cer cu ea. La cât ai venit acasă? A venit ea, m-a luat la 7-8. La 9 eram acasă, în fața blocului. Până la 10 aș mai fi stat afară. Știi de ce ai stat, nu? Că îmi plăcea de un băiat? Nu, vrei să vezi apusul. Așa. Nu, nu, chestia asta cu băieții, nu da, știu. Da, da, nu știu. Dincolo de toate da. Rebeliunile. Da, râdem, glumim, dar... Râdem, glumim, dar geometria ți-a plăcut foarte tare. De ce zâmbești? Nu înțeleg de ce... Ce vrei să spui? Deci mi-aduc aminte de Fima Mijlocie. Așa, da. Că l-am dat, nu înțeleg chestia asta. Ce m-au? Geometria. Geometria, de ce nu înțelegi? Când A egal cu B, B egal cu C... Demonstrați că A egal cu C. Păi dacă ăsta se egală, uite, se vede. Păi nu, dar nu e așa. Trebuie să spui tu ce au spus ea prin formule. Bine, cumva mie mi-a plăcut, cred că știu unde vrei să ajungi, tot așa, am dat un interviu cu geometria în spațiu, mi-a plăcut mie. Și asta pentru că dintr-o dată, uite-mă ce matematiciană în devenire, eram eu în clasa 8-a, doar clasa 8-a, dintr-o dată a fost ceva neobișnuit acolo, până și maica mea a fost total surprinsă, mă rog, tot timpul am fost un elev bun, nu neapărat tocilar, dar învățam bine, adică și îmi plăcea să fiu prima, mi-am rupt și mâna să mă duc să dau eu prima lucrare, mă rog, nu mi-am rupt-o, dar ceva s-a întâmplat cu ea. Cert este că am fost competitivă de mică, știi? Doar că la matematică nu-ți imagina, a 6-a și a 7-a eram un elev mediu, între a 8-a, geometria în spațiu m-a luat. Am luat eu pe ea prin pregătite și am fost bine de tot. După aia nu s-a mai pus cazul. După aceea... Nu, după aia nu. Probabil am văzut niște filme care te-au trecut la umană. Nu, da. După aia, exact, am ales treaba cu umanul pentru că în speranța că mă duc la Hollywood. În 2006 a ajuns în frumoasa localitate București. Brașov. Am ajuns și Brașov, da. În București. Da. Și după aceea a început un șir de... roluri pe care ți-i voi cita. Când simți că amintirea ta trebuie să explodeze, la fel cum a făcut și geometria din clasa 8-a, te rog să intervii. Ți-am spus, eu vreau mult. Așadar, primul rol al tău a fost în Pescărușul. Aha, vorbești de debut. Da, deci după ce am terminat un rol profesionist, mă gândeam că mă iei din facultate, că atunci chiar mai fi surprins tu pe bune ca geometria din 8-a. Să intre facultatea. Da, revenind, ești pe drumul bun, ai startul cel mai bun. Da, debutul într-un rol pe o scenă profesionistă, acolo s-a întâmplat, în 2013. A fost studat acest Pescăruș. Nu-ți place să-ți aminte de el. Da. A fost o perioadă foarte frumoasă și foarte grea. Ai jucat Nina în da. Pescărușul. După aceea a venit Mizantropul. Da. Nu mai știu ordinea exactă, dar nicio da, aici ai... Mizantropul, da. Și știi că la Pescărușul ai lucrat prima dată cu un fost coleg de-a lui frate meu, cu Claudiu Goga. Serios? Da. Da, regizorul spectacolului. Da, Claudiu este din Brașov, da. Da. Foarte, foarte directorul... bună colaborare. Da, mai este? Nu mai știu. Nu știu dacă mai... Dar a fost teatru ceva... dramatic. Exact. Și este în continuare, dar știu că au fost ceva probleme, însă, da, Claudiu, el a pus în scenă spectacolul și m-a distribuit în urma unui casting. După ce a venit în 2015 Casanova, asta la Odeon, da. Shakespeare a 12-a noapte. Da, asta a fost la Metropolis. Corect, în 2015. Kafka. Tot la Odeon. Jake și femeile. Metropolis, ne întoarcem, uite, vezi? Din nou la Goga. Da, uite, da, altă colaborare cu Claudiu. Și corect. Cu Ștefan. Și cu Bănică. Și cu Ștefan, da. Am văzut afișul, mi-aduc aminte de afiș. E un spectacol, a fost un spectacol foarte frumos și chiar se vorbea după pandemie să-l reluăm, însă fiind o distribuție destul de mare, programele sunt un pic așa... Nu sunt cele mai clare și nu... Poate vin știi eu. Și tu. Poate vin eu. Dar nu la Ștefan era problema.
Și restul sunt numai femei. Deci, dăm peruca, vrei... dăm peruca imediat. Eu fac foros de perucă, nu, nu e problema. Nu. Amadeus? Nu, 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 nu. Acolo eu trebuia să fie, dar n-a fost, pentru că filmam. Cumva... A, în perioada asta din 2000... Toată perioada asta, 2013, dar de fapt mult înainte. 2011, pe acolo. Da. Fierbinții au fost în paralel tot timpul și... Ce să zic, sunt, am fost foarte norocosă. Dar la Totul în grădină de Edward Albee, da, ai fost acolo în 2018? Da, deja m-am angajat la comedie. Bravo, 2018... Andrei Șerban. Apti zgomot pentru Oria, așa. Vrăjitoarele cu Miller, da, așa. Da. Mamă, ce-mi place spectacolul ăla, dar păcat că se joacă foarte rar, iar acum gândim, cred că o să se mai joace. S-a jucat anul trecut. Tu îți dai seama că vezi, ceva nu se leagă. Ce anume? Anumite spectacole, ăstea care s-au plăcut cel mai mult, nu se mai pot face din, din cauze diverse, din vari motive. Nu, cumva, niciun spectacol nu rezistă la infinit, asta una, și de foarte, nu de foarte multe ori, după câțiva ani, se și oprește. Știi, stagiunea trebuie să-și schimbe cumva spectacolele. E foarte adevărat, dar acest spectacol... Pe de altă parte, voi sunteți norocoși cu mama mia, pentru că aveți o istorie în spate de, cred, cel puțin 5-6 ani. Da, nu adevărat. Foarte multe spectacole au asta, știi? Să aibă istoria deja de niște ani. E foarte ani adevărat, zile. Dar gândește-te că noi avem o populație de... Fă matematic vorbind, așa și e. Încă mai trebuie lume să da, vină... Da, 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 și o gândire foarte bună și așa și trebuie cu atât mai mult. Însă, uite, de ce am spus de anumite spectacole, repet, toate mi-au plăcut la nebunie, într-adevăr, unele sunt mai aproape de sufletul tău, însă, cel puțin ăsta din Ploiești, Vrăjitoarele din Salem, fiind o distribuție atât de mare, e un pic mai greu, știi? Pentru că toată lumea se duce în toate direcțiile. Anca, da. Trebuie să compensăm cu ceva. Am vorbit mult? Scuză-mă. Nu, trebuie să compensăm, trebuie să compensăm cu ceva. Cu vin? Bineînțeles, cu vin. Dar eu trebuie să naștem noi și noi spectacole. Să nu fac copii bâlbâiți, nu-mi punem pe... Noi și... Nu, las că o să, să faci băiat, o să golești tu sticla asta. Dacă vrei să faci 5, trebuie să bei 3 sticle. Dar asta e altă problemă. Ca să încheiem... Ce face Andrei acolo? Andrei este, se uită frumos la noi. Ultima în 2021, forma lucrurilor. Și acum, da. Emeteno. Oh, da. Am avut o încercare, s-a oprit. Da, Shape of Things e un text foarte frumos, foarte actual și e foarte frumos spectacolul și îmi place la nebunie. Și acum am avut, nu sunt turnul Eiffel, un text scris de Caterina Oproiu în anii 60, dacă nu mă înșel. Destul de actual și ăsta. Când vreți, vă invit cu drag. Dragii mei, trecem la film și trecem, nu-i așa, gândiți-vă că aici se aici este o masă foarte complexă, este vorba de Craiova, aici este implicată mai multă lume. Craiova, București, Brașov și alții. Da. De aceea trecem mai departe, fără doar și poate, trecem la următorul. Aici lucrurile se schimbă foarte clar. De ce? Pentru că noi, dacă nu trecem prin toate sentimentele, mulțumesc, Andreea, dacă noi nu trecem prin toate elementele, atunci... Ar fi păcat, vorba aceea. Ne vedem o dată și atunci măcar să fie cu folos. Tu nu ești, cum se spune, mă? Ro-vegană, me-vegană? Nu, eu mănânc orice. Orice? Da. Fecioară adevărată. Fecioară adevărată. Vreau să-ți cânt o melodie. Te rog frumos, eu de-aia am venit, să știi. Ia, hai să vă aud. Mă așez frumos. Eu să spun un refren, doar un refren. Ca să verifici ce refren. Doar refrenul ăsta, eu îl cânt. Rugămintea mea este să nu cânt nimic. Nu, chiar nu cânt. Te rog mult, nu, să nu intri peste mine, m-ar deranja cumplit. Deci, piesa asta se numește... Asta e o piesă pe care trebuie să o dedici întregii familii când sunt plecați. Da. Și de fiecare dată, eu o să-ți fac un video acum și o să-l trimit pe telefon exact ăsta. Super, super. Și dar cu fața ta. Aha, bine. Uitându-te chipurile ei, eu când... Nu mă pune să plâng acum, că-s fericită că m-am văzut cu tine, sunt bucuroasă. Da, dar da. E o piesă alu... Tu ce muzică ascultai când era mică? Irina Login ascultam foarte mult și... Da. Am surprins complet. Da, dar mi-ai dus sincer, la altă parte. Da, știi casetele. Tu. Absolut. Da, aveam Irina Login și Roxette. Cu asta am crescut, Irina Login și Roxette. It must have been now? Da. Mai știi ceva de Irina Login? Mai întoarce, Doamne, roata. Atât. Aia. Plângeam pe ea la 7 ani de n-ai văzut așa și...
mi-a plăcut. A cântat, da, a cântat. Și tu ți-ai dat seama. Și a cântat și bine. Nu faci mișto de mine. Nu. De o să adun, o să adun 5 specialiști din muzică. O să adun toți, toți, toți concurenții. Știi ce am vrut să fac odată? Zi. Deci odată am zis așa, mă rog, eu mă uit, îs fan Vocea României, da? Așa. Mă uit orice, tot ce ține de concurs, așa, de așa, talent. Orice întrebare astăzi o pui aici, o arunci aici. Deranjantă, frumoasă, ce vrei. Ce vreau să spun este că îs obsedată să mă uit în afară, cel puțin, până să vină la noi. Nu, că prima dată au venit acum vreo 10 ani, 11 ani concursurile. 2011 și X-Factor și Vocea României. Exact, vorbesc de astea două, cel puțin, că așa am mai avut și noi în trecut, vorba aceea, îl țin minte și acum pe Velea, când a câștigat, nu știu ce, pe la Prima TV, tot un ceva. Da. Bun, da. Îl țin minte pentru că fiind din Craiova de aia. Da, da, tu ții minte și mai mică când era Tip Top Mini Top. Uite, în fine, ce voiam să-ți spun este că sunt fan tot ce ține concursuri din străinătate, le știu pe din afară, știu, mă uit de 11.000 de ori, mor de nerăbdare să îi ascult chiar dacă i-am ascultat și de emoție când văd părinții cum îi susțin. Bun, pe același principiu mă uit la Vocea României, vorba aceea a fost și Mișu de la noi, a.k.a. Dorel. Da. Bun. Și am zis odată, mă, o să-mi pregătesc o melodie și o să mă duc și eu la blinduri să-i surprind, dar o să o repet un an de zile, doi ani de zile, să zică mamă și să se întoarcă toate scaunele. Cine... Bine, eu după aia să aleg ca o doamnă, nu merg mai departe, am venit doar să vă surprind și nu știu ce, știi, și să rămân așa, o, ce bine ar fi fost, cred că ar fi fost Vocea României, dar să mă retrag în glorie. Asta, tot timpul în casă când e Vocea României, eu cânt mai tare și mai cu... Da, ai înțeles, cred că ce am vrut să zic, nu? Mult mai mult, mult mai mult, de, am înțeles mult mai mult. Da, dar odată o să o fac. Cine mult știe? Mult mai mult decât cred, crezi, am înțeles. Da, îți dai seama că ăsta este focul tău lăuntric. Da, 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 da. Că dar nu asta urmărești. Nu înseamnă că eu o să cânt asta. Am zis nimic, n-am zis nimic. Tu m-ai cântat fără să cer voie. Deci nu mai cânta fără voie. Te rog frumos. Nu te apuca să cânți bine. Cine așa tu? Ca așa. Da. Gata. Bun. Uite acum m-am enervat cum sunt. Andreea, vino, iubirea mea, nu mai sta ascunsă. Am ceva să vă liniștească. Bine ați venit, doamnă și domnilor, este programul de nuntă, vă propune Doamne, un alt... ce drăguț. Ai, iubire, și ne dai și... Frumos. Da. Avem... Poți să zic și o iubire? Da, iubire, zi. Ia zi, iubire. Somon sushi. Da. Mozzarella roșii busuioc. Da. Ăsta este... Icre... Da. Cremă de trufe. Cremă de ce? Dar vrei vreodată să știi? Ăsta negru. Ce seamănă? Pastă de păstrăv cu usturoi. Și ăsta ce-i? Copt, pate de rață și... Știle bărchese? Și măr. Cu măr și piper negru. Da, seamănă cu o chestie din Austria pe care o mănânc eu de fiecare dată. Deci pe asta o încerc. Dacă o și guști. Mulțumim. Și seamănă cu aia din Austria. Mulțumim, iubire. Mulțumim, iubire. Cracker cu speclă. M-ai înjurat acum? Da. Cracker cu speclă. Cred că e bun. Mi-au zis să nu vin mâncate. N-am mâncat. Mi-e foame. Ce nu să fac? Nu cumva să mănânci. Da, mă vorba aceea. Mama mi-a zis când ți se pune ceva pe masă, servești. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și ăsta e un lucru pe care și în colegii de platou, când am fost eu actor pe vremuri, și cu colegii de platou, îmi plăcea să sondez psihologic ceea ce simte cel de lângă mine, dincolo de ceea ce trebuie să interpretăm. Și de fiecare dată am simțit foarte multe gânduri ascunse, care după aceea s-au transformat în realitate și mi-au confirmat sau afirmat anumite chestii. Ce intuiai tu? Exact. De cele mai multe ori am intuit bine. Uite, ce intuiție bună ai. Filmul serial s-a numit Om sărac, om bogat, în 2006 era. Da. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Probabil că anumite lucruri, cum a fost întâmplarea cu pregătirea pentru ATF. Au fost... Băi, nu mai cânta. Nu neapărat. Aici, la Academie, am întâlnit copii care o luau pe cărări. Sincer, vă spun. Și am zis... Dar îmi dădeam seama, dintr-o notă, că de la nota aia puteai să construiești. Bine. Eu ce nu adineauri, da. Adineauri. Și uite, stai așa. Da. Pentru cei care au venit acum, pentru că între timp au venit doi în plus, urmăritori sunt 9 în total, iată încă o dată momentul în care a cântat Anca. Mai întoarce, Doamne, roata.
tu ai cântat pe notă, tu ai cântat cu un vibrato mic, nu mare, care ți-l ai tu de la tine. Tu vrei să mă faci să plâng? Nu! Ba, nu. Serios? Vrei să-ți spun o chestie, o întâmplare? Nu, nu vreau să te faci să plâng. Mă place așa cum plâng. Ideea este așa, după ce s-a întâmplat, că acum revin un pic la povestea respectivă din 2006, înainte de examen, ce a fost surprinzător este că a venit examenul, nu? Da. Uite, asta nu știu dacă am mai povestit-o. S-ar putea să... mă repet, dau oamenii mai departe. Uite, acum au venit încă unul care nu te-a văzut deloc. Sunt 10 urmăritori. Așa, deci pentru acela, încă unul în plus. Ideea este că a venit examenul în sine și după prima probă și a doua și așa mai departe, așa, au venit chestiile practice, știi? Printre care trebuia să te testeze la pian, apropo de ureche muzicală. Okay. Și eu eram în grupă, eram vreo 12-13, cam așa. Okay. Și zice, eu eram ultima din grupa respectivă și domn profesor nu mă întreba, că nu mai țin minte cum îl cheamă și așa, știu doar că arăta că era el. Zice, o să facem diferit acum la această probă, o să începem cu ultimul. O luăm invers. Eu când am auzit cu Dumitra, zic, Doamne, Maica Domnului. Șoc emoțional. Asta e motivația, gata, ți-am derulat. M-a pus, el era acolo jos, ciu-ciu-ciu și zice, stai puțin. Și zice, dau așa o notă, nu știu ce, și zice, și eu, nu vrei să știi, eu chiar îmi doream să intru, neștiind dacă vreodată mai dau, dacă mai există posibilitatea, dacă nu intru să mai dau la un, deci era viața mea acolo, momentul ăla era crucial. Și cred că teama, frica și alte chestii mă determină să zic ce mă zicea el la pian. Și el face așa, bun, surprins. Deci încă o dată, și zice, stop. Copii extraordinar. Fic pe cuvântul meu de onoare. Și zice, ție ți-a zis asta? Le zicea lor, deci era și în India. A, tu dându-te ca exemplu. Stop, extraordinar. Și zice, după aia, copii, eu v-am rugat frumos și într-adevăr așa ne-a zis, să-mi spuneți cine a făcut școala populară de artă. Și eu nu înțelegeam. Și zice, ai făcut școala populară? Și zic, nu. Cum, nu se poate. Deci ascultați puțin. E incredibil, eu n-am văzut. Urcă din semiton în semiton. Eu nu știu ce înseamnă asta. Cert este că omul m-a lăsat așa zis fenomenal. Următorul, pe cuvântul meu de onoare. Anca, eu jur că după aia am tot pus întrebări. Domne, ce înseamnă? Nu, hai să spun o singură chestie. Aici, nu mint. Pe acel scaun, și spun sincer acum, au trecut mai mulți prieteni de-ai mei. De fapt, erau amici, dar au devenit prieteni. Două prietene pe care le am eu, două fete, nu dau exemplu băieți acum, două prietene, una a început să urmeze cursurile, aici chiar aici la facultate, se numește Anisia Gafton. Ia auzi. Dar Anisia, ea are voce și am împins-o din ce în ce mai mult. Are și mai mult curaj, cred, decât aș avea. Asta îți lipsește de fapt. Păi să spunem lucrurilor pe nume, Anca, dragă. Da, domne, asta este. Uite. Acum că am luat o gură de vin, da. Băi. Ce vrei să zic? Eu știu că ești unul dintre proiectele de care își mândră este cel de la BBC. Da. Păi dacă mâine te cheamă ea de la BBC... Nu să mă cheme Horia, să zică orice, numai să nu cânte fata asta. Dar dacă ție ți se întâmplă chestia asta și ai un pasaj, pentru că așa a scris în scenariu, ea dă ușor... Asta e scrierea din scenă. Ea trece ușor cu degetele firave pe plapele pianului și cântă un refren murmurându-l. Bine, o să vin. Știi ce aș face? Aș veni, m-aș pregăti. Nu, trebuie ajuns de mult. Până atunci, până la pregătire, e castingul. Nu l-aș da. Ce să fac? Nu l-aș da acolo în direcția. Nu, aș zice cu vorbe, n-aveți ceva. Pe text, un el și oia care spun o poveste, un Jake și un Titanic, ceva finuț. Zi tu că ai spune așa. I'm sorry, BBC, I'm sorry. Cred totuși I'm not playing your bullshit humming song. So go ahead and see dar you later. Cel mai mult să știi, îmi place și acum am văzut Frozen, nu? Acum 6 ani sau ceva și e fenomenal. Tu îți dai seama că asta e chemarea ta. Eu am văzut multă lume. Uite, de exemplu, și Maria Popovici este Maria? Da, cred că are voce. Nu cântă. Aole, e mai era decât tine. Nu, e mai rău decât tine la capitolul emoții. Dar eu îi pun pe ăștia să mă asculte înainte de orice piesă de teatru și îmi zic... Știi care este... Hai să spun un lucru. Eu am falsat de multe ori la acest microfon. De foarte multe ori. Îmi pare rău. Spun lucrul ăsta, uite, am curajul să o spun. Am falsat de multe ori la microfonul ăsta. Și tentația mea era să-i spun, Șerbane, am să întreptăm aia falsă. Am zis nu.
Bine, eu nici nu-mi dau seama. Eu dacă te ascult, eu zic cu așa drie cânte, cu așa e voce, așa e totul. Deci eu nu-mi dau seama de... Eu niciodată n-am făcut repetiții cu cel care a venit. Niciodată. Bine, oamenii poate au făcut ei repetiții la ei acasă și una peste alta poate fi cântăreți, nu mai aveau nevoie de repetiții. Uite, de exemplu, am invitat-o pe Nico și am cântat cu ea. Mersi mult. Mersi mult de tot, adică ai zis, da, ce să spun. Și am repetat cu ea, ea a câștigat... A fost nasol, bănuiesc, n-a cântat bine, nu? Bă, ești formidabilă! Și am cântat cu ea, fii atent aici, că m-am ambiționat eu atunci. Așa. E o piesă pe care a făcut-o cu Vlad Miriță, Pe o margine de lume. Vino pe o margine de lume. Poate. În italiană și română, la Eurovision a fost. Ah, ok. Și Miriță, Vlad Miriță, o voce bună, știu, cunoaștem. A trebuit să-mi aduc aminte de cunoștințele mele îndepărtate de Belcanto ca să sune bine melodia, înțelegi? Dar am avut emoții mari. Da, normal. Dar am avut curajul să o fac. Puteam să zic, cânt-o tu, Nico. Păi nu poți să faci asta, că omul e invitat la tine. Nu poți să faci asta. Adică n-ar fi elegant. Printre somonul ăsta pe care o să-l gust chiar acum. Așa, și aici eu băi, deci... niște pâiniță cu cașcaval. Știi că e vegetariană, fiica mea. Serios? De când? Da? Bine, nu știu câți ani are. Iubire, câți ani ai? 32. Pe cuvânt? Păi da, face în Elveția, are juvenare. Ia-mă și pe mine, te rog eu foarte. Asta zic. Nu pot să cred. Andreea, am rugat-o de multe ori, fă și tu o intră muzica, ai trafic de influență, te pot ajuta, îți pun pile, intră muzica. Nu. Deci vrea să facă. Dar n-a intrat pentru că i-a zis, dom'le, psihologia e mai importantă. Și după ATF, i-a făcut la comunicație audiovizuală și scenaristică, a intrat la a doua facultate de psihologie. Și acum, din când în când, mă sondează. Mă gândile. A, tu ești așa, nu știu ce, Vede că sunt nervos, vede că sunt... Adică face un pic practică pe tine. Mi se pare firesc. Și eu aș face la fel. Nu? Dar nu pot să cred că ai 32 de ani. Ba da, te cam dă și ceva pe jos. Devin vegană. Dispar pentru o secundă. Devin vegană. Spune meniul tău. Deci n-ar fi trebuit să mănânc nimic din toate astea. Ispit-o. Ne-am luat cu Doru și n-ai mai cântat. Băi da, Dorul ăsta este una dintre cele mai frumoase piese. Am cântat ultima dată cu un alt tip care e prezentator, nu-i cântăreț, Virgil Ianțu. The 50s, honestly. Mamă, ce le știi. Pe cuvânt, adică ți-am spus, am fost... Hai, te ascult, cum să nu, te și verific. Doar refrenul. Fii atent aici, ai refrenul. Eu, singurul lucru pe care vreau să-l faci este na-na-na-ul ăsta de aici. Nu promit, Horia, nu promit. Îmi place de tine, dar nici așa mult. Nu vreau să stric podcast. Na, atâta, bine. Deci asta e melodia pe care Anca o dedică tuturor fraților, familiei. Prin intermediul lui Horia. Prin intermediul internetului, Horia, și toate nebunile. Astfel încât, atunci când vă simțiți depărtați unul de altul, vă puneți această melodie și melodia vă ține împreună. Hai, Doamne ajută. Doru nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Doru nu stă în loc, nu se întoarce din drum, până la soroc zboară în zăr nebun, zboară peste noi, nu se întoarce înapoi. Na 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 na. Ce voce frumoasă ai în continuare. Vezi? Foarte frumos. Foarte frumos ai cântat. Îți mulțumesc foarte mult. Dar ce forță ai. Știi? Nu știu neapărat termenii voștri. Da, foarte bine zis. Iată, fără să știi, ai zis lucrurile pe nume. Da, e formidabil. Da, nu e, n-aș zice putere, dar e o forță. N-are cum să nu te izbească așa. Da, este... Eu îmi propun anul ăsta... Zim, eu propun să facem și un album. Marius, spune-i. Avem un album. Așa? Derulare, da. Frumos. Și avem nevoie de backing. Mă, sincer, eu la un moment dat tot o să fac. Uite, spre exemplu, mai când am luat Manfred, îl m-a apucat așa, știi? Și el zicea, da, de ce? Mă susține foarte mult. Eu cred că nici el nu prea are ureche muzicală foarte bună. Îmi zice, da, uite, că se poate. Dar tot timpul mi-a zis, merge.
Ce zic, nu face, nu a... Nu, nu, da. Și și la voce când îl e cu mine aici, o să uite. Crezi că soțul tău te minte? Nu cred. Te amăgește? Nici o vorbă. Unde-i tai? A, știi aia cu Mitică Popescu, Dumnezeu să-l ierte, și Leopoldina Bănânță? Probabil că am fost cândva, mă uitam într-una la ei. Mitică Popescu. Am un cutun ăla. La care Leopoldina zice: las că ți-l scot eu cu furculița. Da. Așa și eu acum. Nu, dar asta spun că eu cândva, într-un viitor, nu știu cât de apropiat, cât de îndepărtat, ceva voi studia. Hai să dau alte exemple. Actorii, ca da. Și tine. Da. Mitică, Dumnezeu să-l ierte, mă întâlneam cu el în Herăstrău. Sau Cola Răutu. Cola Răutu avea voce, din păcate niciunul, nici altul. Uite, Gigi Dinică a scos, a făcut albumul ăla, da, a făcut un pas important. Te mulezi pe ce ai, pe datele tale, știi? Adică nu, e vorba să de dată, e vorba de vârstă. E vorba de, băi, dacă eu acum... Dar și de date, Horia, nu? Că degeaba mi-aș dori eu să joc la operă, nu știu ce să cânt, dacă chiar n-am datele necesare. E foarte adevărat, numai că e ca în dragoste. Se poate tu, prima dată când pupi pe cineva, tu nu ai experiență. A doua oară, a treia oară, a patra oară deja știi să îmbrățișezi și nu te arunci ca nebunul să pupi. Îi spui, draga mea, ai ochi frumoși. După aceea o săruți. Da. Asta înseamnă experiența. Da, corect. Cu cât mai devreme începi, cu atât ești mai câștigat. Eu vreau. Nimic de spus. Deci tu ai fi... Eu nu vreau să fii, știi cum era Marion Cotillard. Cum să nu, Edith Piaf. Ea nu are voce. Edith Piaful nostru, zilele exact. Ea nu are voce. Zici? Într-o emisiune de Graham Norton. Da, îl urmăresc. Poți să ne cânti? Nu pot să cânt, dar pot să fac playback perfect. Bine, adică asta a făcut... Da. Ea l-am avut. Dar atât de mare dorința ei de a fi în rolul respectiv... Horia, tu trebuie să vii la un moment dat în culise la debutul fiecărui spectacol, pentru că eu, repet, îi forțez pe toți să mă asculte și eu dau un casting. Deci pot și asta, dar cu toate astea tot mă alint când mă desfășor, dar eu chiar cred că am datele necesare să fac musical, doar că nu... Da, ăsta l-ai. Tu primul lucru, fără să te întrebi de nimic, mi-ai spus despre musical. Eu nu vreau să te conving, vreau să-ți arăt ce mi-ai spus. Îți spun o altă interpretare a tot ce mi-ai spus tu. Acum știi ce e bine? Că știu adresa. Știu că aici aveți Academie și vorba aceea, când sunt la liberă... La căsuța albă! Da, asta sunt atâtea flori la ferești! Vine încă o floare. Se mai atașează încă una. Dar cea mai frumoasă floare, Anca, tu ești... Din povești. Da. Am început cu... Dăm nouă partea asta, da? Dorul am trecut. Dor am trecut de Dorul. Frumoase sunt flori. Mi-a plăcut timiditatea ta când ai făcut... Dar... Sper să nu fii cel mai dezamăgit la final. Ce să spun? Să zici, bă, dar altă treabă n-am avut decât cu fata asta. Nu, cât ești de puțin. În fine. La filme, în schimb, ai început ca infirmieră în 2009. Da. Scurtă durată această profesie. Chiar atâta infirmieră? Da, chiar a fost foarte scurtă, adică 2 zile. Și din 2 zile a rămas doar una. Adică în sensul în care au fost 2 secvențe, da, ce, că Iura, și a rămas doar una. Da, și Iura m-a chemat cu câțiva ani în urmă, am și o secvență cu tine. Ce joc? De la minister, perfect. Și jucam cu vizirul și cu Levi. Leven. Ok, da. Și hai, să ne întâlnim. Și atunci, și după aceea când m-am uitat, a fost cea mai amuzantă secvență din film, că după aceea s-au dus în pădure, au cules frași mure, s-au taci. Și m-am distrat pentru că e foarte interesant rolul ăsta, câteodată ți intră în piele. Și Levi și Viziru erau ploconiști de ăștia, profesioniști, da, șeful, nu știu ce. Da. Și eu vedeam cu o servietă diplomat și începeam să fac ordine prin respectivul loc. Ai ridicat sprânceana, avem și ochelari de soare, am pus jos și mai și știam spaniolă. Opa! Eram unul de la guvern mai răsărit. Da, bun. A ținut o zi jumate. Dar a fost o chestie importantă. Da, așa și la mine. Au fost 2 zile, dar le-am ținut minte precum cenușărea sa la palat. Dar în 2012?
Da. La unde dai și unde crapă? După aia au fost niște scurtmetraje, nu mai știu dacă anii chiar sunt aceștia, dar da, au fost niște scurtmetraje prin facultate și cred că da, a fost și ăsta, dacă nu mai devreme un pic. Wannabes, îl mai ținte? Și ăla a fost, da, cu Răzvan, da. Da, 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 cu... Nu, le-am văzut, cred că le-am văzut atunci. Barsetti îl da, chema. Da, 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 Răzvan. 2012. Da. A venit cu... Ce? Regia Dragoș Buliga, Constantin Popescu, Gabriela Kim, serialul TV din 2012. Da, văd aici Gianina, nu știu cine e Gianina, Las Fierbinți. Da. Dar tu nu ai stat pe tânjală. Oase pentru Otto. Un scurtmetraj foarte frumos, semnat de Lia Bugnar, uh-huh. Produs de Angel, Angel Damian. După ce au venit și Doing Money, da. BBC-ul din 2018. Da. De ce s-a plăcut ție să lucrez la filmul ăsta? L-ai subliniat în mai multe rânduri. Bine, și pentru că, cum bine observ, nu e o vastă experiență cinematografică și până atunci nu făcusem debutul în lungmetraj. Adică pentru mine mi s-a tot spus de-a lungul timpului că o să existe preconcepția asta în ceea ce, mă rog, vorbindu-se despre mine, în ceea ce mă privește. Deci o să zic asta, că făcând televiziune o să fie mai greu cu distribuirea într-un rol de cinema și așa mai departe. Tot felul de impresii care pot fi justificate și foarte explicate într-o manieră foarte logică. Însă niciodată, adică nu știu cum să spun, eu cred că un lucru dacă o să-ți fie și așa mai departe, probabil că nu a fost timpul pentru mine sau nu m-am regăsit în proiecte românești până atunci și nici acum nu pot să zic în România am rupt sau cât am făcut cinematografie sau așa, însă a reprezentat din mai multe puncte de vedere și reprezintă un punct important, a fost debut în lungmetraj, a fost o altă lume pe care o descopeream. Vorbim de BBC, de o producție cum doar îți imaginezi, de un rol, când sunt reale chestiile, sunt cu atât mai pline de, nu știu, și povețe. Da, și poveste și a venit la pachet cu foarte multe schimbări, pe toate planurile, știi? Și cu o experiență câștigată și profesional, dar și emoțional, știi? Personal, foarte mult și am învățat foarte multe lucruri și am avut șansa să fiu într-un grup de oameni și am fost foarte atentă să văd. Consider așa că sunt o tipă destul de atentă la nevoile oamenilor și nu-mi place să deranjez foarte tare. Adică nu am chestia asta, generația aia, știi, să nu deranjez, să nu super, să nu știu cât e de bine, cât e de rău. Însă m-am ținut de a-mi vedea de farfuria mea, de a-mi vedea de treaba mea și credeam că așa și trebuie și mi s-a confirmat acolo că despre asta este vorba, știi? Pe cât poți, nu te compara, dar fă ce poți tu mai bine din ceva ce ți se dă. Exact. Și dincolo de toate. Poți să vorbesc foarte mult despre asta, dar nu e cazul. Cred că ai... Iartă-mă, dar te-ai aprins ceea ce înseamnă că îți place. Ceea ce îmi place și mie că îți place. Ceea ce vreau să spun este un lucru. Ai spus două lucruri importante. Doar că trebuie să dai un plus. Adică, ocupă-te de farfuria ta, dă tot ce ai mai bun tu în rolul și în misiunea care ți-a fost adresată. Dar nu într-un mod egoist în care să ieși în evidență tu și farfuria ta, știi, de la un meniu de vin să prezint, să-mi iau pentru nuntă cel mai bun antreu, știi, și vin 5 bucăți și vrei să fii în tot contextul. Hawke zicea zilele trecute că, dom'le, eu sunt omul care întreabă. Și foarte bine. Regizorul zice, dom'le, vino 10 pași în față și uită-te în stânga. De ce vrei tu 10 pași? Explică-mi ca să înțeleg mai bine rolul. Da. Adică, asta înseamnă că vrei să descoperi și mai mult despre rolul respectiv, iar dincolo de asta, toată experiența BBC-ului te-a făcut și mai bună. Sper, îmi doresc din tot sufletul, repet, pentru mine, cred că cea mai mare importanță o are faptul că a fost o poveste adevărată, a fost o poveste a unei românce, a rezonat puternic, au fost și anumite chestii care au lovit puternic și am empatizat, de obicei empatizez așa cu chestii, dar acolo a fost ceva, n-aș putea să descriu nicio secundă de când am citit prima pagină, știi? Adică a fost dincolo de... ceva explicații. Am înțeles. Și mi s-a mai întâmplat asta. Mi s-a mai întâmplat în sensul o relație care de job de am simțit că sunt pentru mine niște chestii, știi? Dar fără să am, nu știu cum să spun, fără să fie pic de ego, dar pur și simplu să simt că aici s-a oprit căutarea lor melodiile. Sigur, you never know. Ce frumos ai.
Acum ai cântat, cu voce ai cântat. Tu poți să trasezi niște fraze foarte frumoase melodice, dar nu ți-ai dat seama de chestia asta pentru că nimeni nu ți-a spus și nimeni n-a insistat la un lucru ăsta. Nicio problemă, astăzi, de asta suntem aici. Știi vreo colegă de breaslă pe care o admiri făcând roluri în exteriorul țării? Ai urmărit vreo colegă? Uite, de exemplu, ceea ce am spus acum mă duce la gândul la Oana Pelea, în Copiii Tatălui. Da. Și uite, de curând l-am revăzut pe Marcel Iureș într-o producție cinematografică, nu, internațională, alături de Tom Cruise. Sunt niște chestii la care doar te... nu știu, nu degeaba faci profesia asta, spre exemplu. Adică nu degeaba mă uit cu admirație la lumea aia și ajungi foarte mult să-ți imaginezi cam cum ar fi, știi? Și când guști câtuși de puțin, n-are cum să nu fie transformațională experiența. Tu știi pe Andrew Garfield ăla? Da. De ce ai luat Lin-Manuel Miranda? Probabil. Ăla care a făcut Hamiltonul. Da, Hamiltonul l-am văzut, l-am adorat. L-am adorat. Unde l-ai văzut? La Londra. Okay. Vreau să-l văd și la... Am vrut să-l văd la New York, dar nu a fost atunci când... Dar Hamiltonul mi-a... Eu când am văzut Hamilton, așa, am spus clar că eu n-am cum să mă numesc artist. Eu nu am cum să mă definez ca un artist. Ce-au putut să facă, cel puțin distribuția aia, că înțeleg că sunt mult mai multe, este ceva peste puterile mele. Dar tu spui frumos și adevărat, într-adevăr. Cu toate aspectele, nu doar cântați, că te impresionează o voce pe care o ai prin dotare și după aia ți-o perfecționezi. Da. Nu, dar și emoție și forță, nu, și duioșie și candoare, dar și nerv, tot și perfecte, matematic, este într-un sincron. Pentru mine a fost... eu n-am putut să mă ridic de pe scaun. Am fost mesmerized și acum știu senzația de după. Și chiar asta am spus. N-am cum să mai pot vreodată să mă uit în oglindă și zic: mamă, e altceva. Să știi că am discutat despre Hamilton cu foarte multă lume, dar tu ești cea mai pasionată și tu ai o vulnerabilitate formidabilă. În momentul în care explici ceva care îți place, ești plină de o aură. Eu ce doresc mult de tot. Fii atentă, gândește-te că... Hai să luăm ca o paralelă. Gândește-te că Hamilton ar fi un maraton. Aș face. Eu mi-ar plăcea foarte mult. Dacă aici vrei să ajungi, iartă-mă. Poate mă întrerup gândul. Da, dar el e maraton. Tu acum câți kilometri alergi? Acum tu. Cât kilometri? Eu cred că aș avea ambiția, dacă sunt în zilele alea... 5, 6, 10? Dacă sunt determinată, cât ține, atâta mă duc. Ne, lasă-l, 10 sau 15. Hai, acum s-ar duce tot... Hai că și tu de mă duc cu paralel la asta. 10. 10, perfect. Ești bună, ateneștită. Eu la tenis fac 10.000 de pași, că m-am ținut telefonul într-o zi la mine și n-am ceas de la care spune câte bătăi ai, câte nu știu ce, că după aceea mă sperii. La mine inima face puc-puc și mai gândește ea puc-puc. Într-o melodie foarte frumoasă. Așa. Îmi bate inima tic-tic-tic și ideea este că tu poți să faci, poți să parcurgi Hamiltonul, tu poți să cânți din Hamilton. Bun, nu vreau să zic niciodată. Dar... Nu, tocmai ai acceptat să te duci 10 km din 42. M-aș duce pentru că... Păi stai să vezi cum. Da. Deci tu acum 10 îi faci. 10 înseamnă să te așezi, să asculți muzica de la Hamilton. Primii 5 ai făcut. Următorii 5 ești să-ți dai o piesă preferată. Sunt multe piese, sunt multe hituri acolo, sunt multe arii frumoase. Bun. Ia-ți una preferată și sunt multe. Să vezi ce mă duc la Londra, din nou. Fii atentă. Ideea este că cel mai tare este, și aici eu vreau să te apropii de ideea asta, să începi să-ți alegi aliații prin care poți să străbați următorii 32 de kilometri. Asta spun că e și contextul care te face de așa natură. Ce context e? Nu știu, pornește... Au o întreagă industrie acolo. Nu, lasă-i pe ei. Tu. Eu vorbesc de tine. Deci... Iar mie îmi lipsește nu că experiența, mie îmi știința în treaba asta. De asta îți ai aliații de care vorbeam. Eu bine, cred că... luni la 4 ce faceți? Că vin la cursuri de teorie muzicală și nu numai. Tocmai am dat drumul lui Stele muzică. Deci... Da, ți-a plăcut așa, Hamilton?
Hamilton a fost unul dintre puținele piese și sunt puține musicaluri la care am plâns. E adevărat că soția mea a făcut un cadou și mi-a luat, când am împlinit un 40 și nu știu câți de ani, ne-am dus pe Broadway și l-am văzut acolo într-o distribuție foarte bună, care distribuție eram cu ochii pe ecran și din prisma faptului că a fost cel mai scump bilet din toate vremurile pe care l-am putut plăti la vreun musical. Și am zis merită. Da, merită. Fac orice economie. Am luat și din economiile copiilor ca să-mi plătesc biletul. Iar dincolo de chestia asta, la ultima fază în care Burr îl împușcă pe Hamilton, Alexander Hamilton, și își pune ultimul pas, când începe el să plângă, mi s-a părut... Nu, e sincer. Mi s-a părut din altă lume. Plus că acolo mi-au dat peste cap... Pentru că asta este Hamilton, revoluția Hamilton înseamnă... Da, exact, e revoluționar. Exact asta este cuvântul. A însemnat, adică toate astelalte, făcând My Fair Lady și făcând Mamma Mia, îmi dau seama că ăla e în 1950, ăsta este în anii 2000, ca atare te pleznește o chestie făcută în intervalul 2010-2012, el a făcut undeva prin 2010. Gândește-te că Lin-Manuel Miranda a stat un an acasă ca să facă versurile. Da. Problema e cum și l-a impus, asta era interesant. Cum și-a impus el, pentru că aici Andrew Garfield a făcut un... A făcut un musical, el fiind actor, nu cântăreț, și l-a interpretat perfect, scris de Manuel Miranda, și atunci am aflat pentru prima dată cum se fac aceste proiecte. Eu scriu muzica, versurile. Da. Îmi iau un număr de cântăreți. Ok. Bun. Îi pun înșuriți într-o sală, unul lângă altul. Ei își cântă partitura, iar în față sunt producători, investitori și așa mai departe. Dacă le place și dacă eu am norocul ca unul dintre ei să zică da, merg mai departe cu chestia asta, eu am primul pas spre a-mi produce chestia asta. Și există acolo, îmi scapă titlul, dar o să mă uit și eu pe internet, în care tipul care a făcut Rent, nu știu dacă ai văzut Rent. Rosario Dawson a jucat în Rent. Bun. Și acum îți spun doar o piesă. Astea sunt niște lucruri pe care trebuie să le auzi. Auzi, pentru că dacă e un lucru care te încarcă, fără să plătești, este muzica. Tu... Dintotdeauna am spus, cântăreții sunt cei mai norocoși. Știi, la o piesă de teatru, un actor trebuie să aibă o poveste în spate și povestea... Tu nu ai cum să empatizezi cu personajul X sau Y de la primul minut, știi? În schimb, la un cântăreț, la o melodie, orice melodie, din primul moment, din primul vers, din primul minut din cele trei, tu deja ajungi la mine, știi? E cea mai rapidă formă. E cea mai rapidă, nu știu cum să spun, instrumentul cel mai... E adevărat, numai că și cântăreții, spectacolul, exact ca și o piesă, aici facem o similitudine destul de pertinentă. Eu la a treia piesă încălzesc publicul, se încălzește publicul. Da, da. Știi, dar a treia piesă, dacă nu o iei efectiv matematic, înseamnă 15 minute, nu? Sigur. Maxim. Sigur. Pe când și la un film, adică prins drag, dar până te duce în poveste. Și cu Kate, nu? Din Titanic departe. Da. Eu, ca să plâng la final, mi-au trebuit două ore, absolut, știi? Absolut. Empatizarea se face treptat. Dar violoniștii și toți care cântau pe vas, cum au deschis, cum deja ajungea în sufletul tău. Să pregătești un furtun, te rog frumos, ca să încheiem podcastul în puținul ăsta. Te rog, mersi frumos. Jazz îmi place, că m-ai întrebat. Jazz îmi place foarte mult. Și vreau să... N-am ajuns în partea aceea a Mericii. Nu știu dacă își mai are farmecul de odinioară. În facultate am făcut un tramvai... Adică New Orleans, vrei tu. Da. În facultate am făcut un tramvai numit Dorință. Și am jucat Stella. Și atunci, automat, când studiam piesa, rolul și așa mai departe și pregăteam examenul, un pic am fost... Am studiat îndeaproape și lumea lor, știi? Și New Orleans-ul respectiv și toată zona aceea. Și... Tot timpul mi-am zis că mi-aș dori și rezonează puternic și îmi place saxofonul foarte mult, mi-ar plăcea să... Da, în fine, ne-am luat cu viața și... Știi care este? Că la New Orleans e o chestie pe care... Știi pe unul, Harry Connick Jr.?
E, a fost un actor, a jucat în niște filme, dar e cântăreț, are un timbru special. Dixie e acolo, Charleston-ul și ăstea sunt acolo. Da, e... Uite, e o piesă pe care trebuie să o știi. E foarte simplă. Tu te vei lovi mai devreme sau mai târziu de muzică? M-am lovit deja. Bașca. Tu trebuie să fii pregătită. Exact ca și când, nu știu, cel mai mișto tenismen, după părerea mea, este Federer. Și eu sunt și eu emotiv, indiferent ce vârstă am, indiferent ce pregătire am, indiferent cum privesc eu lumea. Și la un moment dat îl văd pe Federer și mi se pune nodul în gât. Și nu mai pot să spun nimica. Și eu îmi plec mai departe. Și eu ratez momentul. Păi nu o să-mi dau palme cât pot toată viața mea? Asta este și asta este show. Da, înțeleg. Nu o să mă urmărească. Dar vis-a-vis de un... am dat un casting în care am fost bălălău și m-am încăpățânat la casting. L-am dat cu Jesus. Da, da. Și nu l-am luat. Cu toate că îl citeam în ochii lui că hai, da, poți. Ok. Nu ți-ai dorit suficient de tare. Exact. Ori tu, în momentul de față, gata, am fost... Pare probabil că îmi doresc și așa și este, dar eu zic, știi ce se întâmplă uneori și asta zice și mama, că dacă vrei ceva, faci. Absolut. Apropo și de casting, dacă îți doreai cu adevărat, făceai. Absolut. Dar vezi, poate ceva, dacă nu se pupa. Dar regretul că n-ai luat castingul te împinge să fii și mai atent la următorul. Și de-aia a fost benefic. Atitudinea ta din punctul ăla. De-aia vreau să te pregătesc. Deci, piesa este una cântată în New Orleans, When the Saints Go Marching In. Te ascult. Nu te depărta microfon, că după aceea vine băiatul cu anunțul. Eu scând prima chestie, după aceea te join the club. Uite, ai și... Uite. Hei, fă, 2-10. 2-10, probă. Mai tare, te rog, 2-10. 2-10, mie-mi place. When the saints go marching in. Nu, chiar nu știu, e foarte greu. Oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching. Îmi copiez cuvintele. Oh, when the saints. Nu pot, mi-e frică, nu. Nu, și e grea, Horia. Uite ce frumos m-am auzit. E grea. Eu sunt și pe. Bă, tu vorbești cântând. Da, mi-e frică. Fata mea, tu vorbești cântând. Gata cu prostiile. Nu mă certa. Oh, when the saints. Uite, iubire, hai tu aici. Lasă că iubirea se bucură că o să... casa de la Brașov este aproape gata. Dar mi-ai dat greu din prima să te urmăresc. Dă-mi una mai ușoară. Luță, Stella Popescu, tot e altceva, nu? O știi? Cum e? Nu cred. Luță. Hai, nu cred că nu o știi. Am o restivare. Luță, ce om, ce suflet cal, ce tip original. Nu știu toate versuri, nu știu exact, dar mă rog, eram obsedat într-o vreme. Luță. Trebuie. Dacă nu știi, trebuie să vezi. Iartă-mă. Am și eu scăpările mele. Da, cum să nu. Chiar vorbeam de curând cu cineva, dar nu pot să-ți arăt acum. Dar nu, ce voiam să spun este asta, că ia-mă mai încet, mai românește. Nu, stai. Ok. Redu tempo. 1, 2. Asta poți să fac așa. Ăla e. Dacă nu ai fi bună, nu ai putea ține tempo-ul. Mi-ai zis să dau din degete. Nu. Dai exact același ritm de 10 de secunde. Copiază exact cuvintele mele. Mi-e frică. Oh, when the saints. Nu, cu tine, altfel nu. Sigur, nu pot. Deci nu pot. Ok, o dată cu mine. Oh, when the saints. Îmi zici când? Te uiți la mine. Voi la tine. Atenție! Atenție! Doamne ajută! Te aruncăm împreună bungee jumping. Dumnezeu! Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna be in that number. Nu pot singura. Oh, when the saints go marching. Acum dăm puțin mai repede. Oh, when the saints go marching in. Oh, marching in.
Oh, when the sets go I wanna be in the number. Oh, when the saints go. My God. Uite. Ai transpirat, ai transpirat. Mă, și mi-a zis mama. Bă, și mi-a zis mama. Bă, și mi-a zis mama, nu gusta din vinul ăla. Deci, incredibil, instant mi-au transpirat palmele. Bun, bun. Mamă, ce mă doare sufletul, inima, ce doare. Ăsta este procesul normal pentru ca tu... Nu mai vin, domne, la... nu mai vin, când se sparge o bucată de gheață, când se dă la o parte gheața, ăsta e... Tu naști acum. Hai să vezi ce plec eu cântând, las geamurile la mine. Știi, deci o să fiu, pa! În fine. Ce păcat, ce păcat că toate lucrurile faine. Gândiți-vă ce este în casa Ancăi. Nu, faceți un efect. Mama mea, câtă muzică există acolo. Da, ai surâs, da. Lucrurile pe care tu le-ai auzit, lucrurile pe care le-ai văzut. Păi, toate când spui casă. Privesc poporul ăsta greu încercat, cu taxe și impozite. Păi, lucrurile, și singurul lucru, ce malină? Vocea Ancăi. Să nu exagerăm, dar da, ascultăm muzica. Dragii mei, să știți că... M-a luat durerea. Dincolo de toate experiențele astea muzicale, au mai fost două filme pe care le subliniez, complet necunoscuți, Strunilă. Da. Regia care ți-a plăcut și ai avut încredere în el. Da, foarte mult. Și Haita de acțiune. Da, cu Matei, cu Bromania. Cu Bromania. Produs de el, la fel. Dar tu, în urmă cu 14 ani, ai avut o experiență. 4 În urmă cu 14 ani, ai avut o experiență. Eu cred, și sunt convins de chestia asta, și colegii mei sunt aici ca să confirme acest lucru. Așa. Că toate vizionările, deci s-au ridicat în picioare, de milioane. Așa. De pe YouTube s-au dat, ți s-au datorat. Despre ce vor... Ah, gata! Știu! Videoclipul. Sau reclama? No. Videoclipul. Videoclipul, normal, normal, normal. Da, am jucat, am fost psiholog, iubire. Ce crezi, vezi? Psiholog, da. Dar da, știa... Da. Mă David, tem! David e un rol DJ, care s-ar plăcea. Parcă. Așa, așa, așa. Și Donnie. Temptation. Da. Nu? Da. Ce? Dar n-am cântat. Acolo n-am cântat, doar am jucat. Nu, nu ai cântat. Dar cânti tu acum, dar nimic nu te nici împiedică. Nu, cânt. Ah. Vom face o experiență pentru prima dată. Ia zi. Shock me. Cred că nu s-a făcut... Nu, nu, bine, experiențele de aici nu s-au făcut la niciun podcast. Dar nu o să... Nici la televiziune nu s-au făcut. Dar eu zic că trebuie să încercăm. Acum intrăm puțin la granița dintre muzică și actorie. Există o graniță... Foarte, foarte sensibilă. Da. Așa. Ce vrei de la mine, domnul Horia Brenciu? Îmi puneți dumneavoastră o serie de întrebări sau vă adresez? Nu. Ce întrebări? Răspunsul este exact în fața mea. Ce întrebări? Am înțeles. Am 50 de șervețele. Dă-le încoace. Nu, e ok, că poate mă mai pus să cânt și îmi transpiră parte. Vreau DNA-ul tău. Las. Ia de aici. Ia zi. Nu vei cânta melodia? Bineînțeles că deci... nu. N-aveam nicio emoție. Așa, mai oh, departe. When the saints, așa. Deci, dar vreau să faci un moment de recitativ. Așa, ok. Never. Lucru care se întâmplă și în opere. Și în Hamilton s-a întâmplat. Never have I ever, așa. Recitativul este o chestie în care zici te iubesc la nemurire și aș muri oricând pentru a ta fericire. Așa, pe versurile melodiei respective. Temptation, numai că sunt în engleză. Pe voi știți să citeți trei vorbe, bănuiesc. Atenție, asta este muzica exact. Cum era melodia? Temptation in the limo. I'm in love, I'm in love, give me the feel. So, temptation. Atenție. Temptation in the limo. You're feeling like a widow. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute. Take me, get me closer. Life is like a prison if you're not around. Oh, I'm in love. I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons. I hold you tight. Oh, I'm in love. I'm on fire, give me love. Treat you right. I feel reasons to treat you right. I said I give you November rain. Let me know if you feel the same. I don't think that's a wasting game. Oh, yeah! Bun!
Bun, vezi, vezi, imediat. Nu știu dacă e bine sau cuvintele nu. Cuvintele tale trebuie să le anunci așa aici, aici așa. A, ce-mi place. Da, da, da. Precum în Grecia cu farfuria. Exact. Mă rog, da. Da. O se sparge oricum ceva până la urmă. Deci mi se pare extraordinar. Așa, așa, continuă melodia. I'm in love, I'm in love, and I'm lying. Da, asta e. Ah. Oh, I'm in love. Nu, mai știu. I'm in love, I'm fire. Da, 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 da. Oh, I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Da, no, e, oricum e veche, da, da, da. În schimb, am întâlnit cu Doni, cred, al doilea. Așa? Da, ne schimbat. I-am zis, ce mănânci? Probabil ca și iubirea. Să ghicesc ce ți-a spus el ție? E, îți dai seama că mi-a întors complimentul. Nu cumva, că ți l-a întors, dar l-a maximizat. Pe cuvânt, neapărat. Deci, practic, dacă stau așa să mă gândesc, tu ai făcut 5 ani de facultate. E inutil. Ai, mi-ai recitat asta aici, e inutil complet, am ca ce ai făcut. Da, nu, am glumit, scuză-mă. Nu te scuz. Da. Am mai, uite, mie chiar e foarte bun. Iar tu după 5 ani de facultate, majoritar. Ce ai făcut cu majoritar viața? Cu dramă. Ce, 99% dramă. Da, da, da. Eu sunt dramatică. Sunt foarte dramatică, să nu, știu. Nu ești dramatică, pentru că vezi tu, dacă nu exista a fost un telefon, hai la casting. A, da, dar înainte de asta a fost un examen la actorie unde toată lumea râdea, am fost distribuită, repet, eu chiar sunt dramatică și am crezut că toată viața voi juca doar Desdemona, Julieta și Kate Winslet. Însă a fost ceva și cumva lumea zicea, a, uite ce comică ești. Și am zis, s-a întâmplat odată. Și după aia a venit asta cu Gianina. Nu pot să zic că rup, că o vezi pe Gianina și mai poți de râs. Dar eu tot timpul am spus, dacă ți-e drag de ea și un pic te face să zâmbești, e mare lucru să zâmbești la un personaj, știi? E... Da, din nou modestie. Bun. Ok, am înțeles ideea. Am înțeles ideea. Cine pleacă? De ce pleci? Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu pleca. Îmi pare rău. Ce s-a întâmplat? Te-am supărat cu ceva? Nu, nu, nu. Am fost prea modestă? Retra. Nu. Gata. Așa. Care ar fi definiția ta pentru Gianina? Eu tot încerc să trag cu ochiul acolo. O să tragi imediat. Care ar fi definiția mea pentru Gianina? Da. Cine e Gianina? Ok, mersi frumos. Mergem mai departe pentru... Aș fi zis... Știi bucuria aia, fotografia ce mi-ai arătat da, la început? Da. Asta vreau să fie. Bine, e altceva, că o mai îmbraci în colant și nu știu ce. Dar în ce mi-am spus mai devreme cu 2 minute, mă repet, aș vrea să fie o bucurie. Nu știu dacă, știi, e foarte greu ca un personaj instant sau, mă rog, după puțin timp să te facă să râzi așa în hohote la nesfârșit. Bă, dar dacă constant te face, pur și simplu ți este drag sau te face să zâmbești, pentru mine scopul este atins deja. Știi, eu nu mi-am dorit nicio secundă să urmăresc să fiu cât mai comică și să extrag de la tine râsul cel mai, știi? Da, 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 da. Nu, nici de cum. Dar așa un pic acolo, dacă știi, ai ridicat sprânceana în sensul ăla. Da, da, am înțeles. E câștigat. Pariu. Eu și cred mi-e drag că să o joc. Ca îi cunosc pe majoritatea dintre colegii tăi. Clar îi cunoști. Unii au fost și la vârsta mea. Niciunul, sublinez, încă o dată sublinez, dar niciunul nu mi-a zis odată, nici scenariștii, nimic, nici regizor, nimic. Nu te-au invitat pe plată? Niciodată. Nu te-au invitat? Deci, practic, voi sunteți acum ca un fel de, nu știu, Universal Studios. Hai de vino, te invit eu. Hai de vino. Hai să studio. Facem podcast acolo. Cred că îi spargem, cred că îmi dau șuturi. Nu, dar cum să nu? Veniți, vino. Da, de ce să nu? Într-adevăr, cu pandemia a fost mai greu. Sunt foarte mulți oameni care în luna august, când vin în țară în vacanțe, români care locuiesc în afară, se opresc la ce era cândva barul lui Bobiță și așa mai departe firește, făceam fotografii și așa mai departe. Acum cu pandemia n-au mai fost lăsați neapărat să interacționeze, dar liniștit poți să vii să mănânci, nimerești adică la prânz, la o pauză de masă, te servim cu, uite, vin eu la tine cu o mâncare de praz, cu, mă rog, nu chiar sushi, aveți dar... mâncare de praz? Putem să avem cu sushi ăsta, ia să mă ascult. Aveți mâncare de praz? Avem un prânz foarte bun, avem o pauză de masă excepțională și un fel 1 și un fel 2, deci... Te invit, te aștept. Voi n-aveți, iartă-mă. Voi n-aveți nevoie de mine, mă, oameni buni. Da, nu, că am făcut aluzii fine. Da, nu sabre, nu? Nu vreți un profesor de muzică în cadrul... Gianina poate.
You never know, nu? Ce episod poate fi. A fost și psiholog sezonul trecut, Gianina. Nu o copia pe Sharon Stone. Da, bun. Te-ai descris ca fiind fata care mergi cu sticla de apă în mână. Deci... Aoleu, când a fost asta? Da, da, cândva. Da, dar știi de ce? Pentru că, da, beau, sunt, da, tot timpul în mașină, mă rog, acum fiind iarna mai greu, dar am baxul de apă. Eu tot timpul trebuie să am apă. Tot timpul. Dar știi de la ce vine treaba asta? Când învățam pentru bacalaureat, așa? Am fost dependentă de Coca-Cola. După aia, apropo de pregătirea cu domn profesor pentru facultate, mi-a zis, înlocuiește măcar cu Pepsi. Nu știu dacă era mai bun sau nu. În fine, am trecut. Și după aceea a venit primul an de televiziune, cum a venit 2011, da, când filmam primul sezon. Și efectiv, cred că cu tot stresul, cu toată emoția, ceva nou și pentru mine, mi-a explodat. Gagicile știu de la ce mă refer. Tenul mi-a explodat o acnee pe care eu n-am avut-o niciodată și am ajuns la 15.000 de doctori și într-adevăr nu beam foarte multă apă. Nu, nu asta a fost cauza acneei nici de cum, însă de atunci mi s-a zis asta cu apa și de atunci mă țin cât pot de tare. Și n-am mai băut, adică se întipărește ție pe retine și pe scoarță, că te spune de muzică. Poate pleci de aici cu muzică, trebuie să învăț muzică, pentru că uite, nu o să fac niciodată da, chestia. Dar sunt fata cu apa, da, tot timpul. De aici. Tot timpul. Mi s-a părut interesantă, primare... știi că și bună asta, nu știu, nu mai țin aminte. Fata cu apa, cum te descrii, fata cu apa? Da. Da, și e importantă pentru că și eu la fel mi s-a spus de foarte multe ori dincolo de 2 litri aia pe care îl vedem între reclame. Da, standardul. Dar știu foarte clar că mă ajută, mai mult decât atât mă ajută mișcarea. Din păcate... Uite, asta, spre exemplu, nu făceam. Eu sunt o tipă care nu a făcut sport niciodată. Am încercat, mă rog, am încercat... Ești ca fotbal, mă! Bine, tenis, da, mă, de picior în fața blocului nu se pune. Și mai mult mă plăceau băieții, mă lăsau să dau acolo 3 pase sau ceva. Erau jumătate de oră sau o oră? Aia puteau să fie și 2 ore. Ai văzut? Nu contează. Cert este că n-am fost vreo sportivă de ce nume și de curând am descoperit asta cu sportul și să mai ridici o greutate și uite ce... de-aia am zis că seamănă. Și îmi place, știi? Nu acum, dar îmi place când mă simt... Fit. Bine, nu știu cum să spun, știi? E sănătate. Mai am bine acolo, dar am descoperit chestia asta, știi? Chiar dacă am descoperit-o la 30 plus, îmi place și îmi place mișcarea. Mă face să mă simt și mai vie decât sunt eu, știi? Am putea să facem un cross exercise. Tu cu Bobo parcă faci, nu? Sport, ceva. Așa discutam zilele trecute cu Robert Tudor. Aha. Faptul că și el juca cu Bobo și la un moment dat Bobo s-a oprit. Și am explicat de ce s-a oprit, pentru că l-am bătut de atâtea ori la tenis încât a zis, cu toate că el era pasional, numai că el, știi care e chestia? Știi care e problema lui? E băiat senzațional. Îmi place și care apetit de viață, de mâncare, de nu știu. Dar țigara trebuie să o reducă. Nu face chestia asta. Dar parcă a redus-o. A fost o perioadă, nu? Cred că s-a reîntors. Iar el... Știi care e problema cu anunțarea? Băi, iar acum, doamne și domnilor. Da, știu. Iar acum, doamne și domnilor, mă apuc de cură, de slăbire. Fiți atenți, varză prima zi. A doua zi, varză. A treia zi, varză. Băi, nu ține chestia asta. Aici nici nu trebuie anunțată. Cel mai frumos lucru este, la fel ca și în cazul tău, da, să pregătești o piesă și după aceea să o gândești. Cât? Îți spun eu, vin la Vocea României, la blinduri. O să vă întoarceți cu toți. Bine, în 7 ani, cât o să-mi ia mie să pregătesc o singură piesă. Hai anul ăsta. Dar ți-am zis, îmi place, e un show pe care îl urmăresc. Hai să-ți dau un exemplu pe care poate nu-l știi. Carla Bruni. Da, cum să nu? Cum să nu știu? Da, dar... Carla Bruni are voce, după părerea ta? Poate fi. Oricine poate fi. Ah, acum ai zis, nu trecem barca asta, stai acolo la tine. Da, nu. Lasă asta. Are voce? Fie deci. Da. Are voce, da. Cum caracterizezi vocea Carlei Bruni? Suavă? Suavă. Ok. Suavă. Eu aș vrea să fie interpretativa mea, știi, dacă ar fi să o, nu știu cum să zic, adică oricum e nu că am spus o prostie cumva, dar în sensul de actorie. Nu ai spus o prostie, tu vrei ceva puternic, pentru că asta e firea ta. Da. Tu vrei ceva consistent, tu nu vrei... Eu sunt la psiholog, vă spun sincer acum. Dați-mi și mie, vă rog frumos, un trofeu. Mic, de la Oscarul, de la care se fac la magazinul din colț. De la replică, de la... Dați-mi și mie. Nu, tu vrei ăla adevărat. Păi nu... A, da, în general sunt omul care ori e treabă, ori nu e treabă.
Adică dacă schimb mobilierul, păi îl schimb, tată. Nu știu cum să schimb, știi? Îmi iau o canapea, păi îmi iau una. Așa și cu asta. Deci... M-am dus în trei burcați, zice, spune. Dincolo de chestia asta cu apa... Și te-ai mai descris ca fiind... Tu ți-ai format o gașcă acolo de prietene. Da, suntem, dar cumva să știi că eu îi numesc pe toți, mă rog, n-aș putea spune că ne auzim, acum avem pauză la filmări, nu ne auzim săptămânal nici de cum și poate și trec două luni de zile în care avem pauză și nu ne auzim decât pe grup la mulți ani și hai să... Tinca te ajută. Pupă, că acum dar, lăpează. Da, știu, dar într-adevăr, cu fetele, întotdeauna, vezi, băieții cu băieții, fetele cu fetele. Păi da, sincer să fiu, ai dus-o mai mult. Pentru că mi s-a dat așa, de la Olimp. Așa, ți s-a șoptit, da. Da, mergem. Păi, voi trei fetele și cu luminița vă duceți acum. Da. Mirela n-a fost cu noi. Poate vine anul ăsta, de ce așa? Nu? Nu știu în ce măsură mai dar facem noi acolo? Nu, legendele Olimpului. Afrodita, Atena și cu Artemis s-au adunat toate. Da, avem gașca fierbinte, în sensul în care mai sunt fetele de la costume. Știi, cumva, din gașca fierbinți ne-am găsit așa o mână de gagici, 6, 7, 8, depinde. Și eu, căsuță lângă popasul pescarilor și 4 nopți, 5 zile ne ducem, nu-ți imagine dacă facem mare chestie. Dar nu aveți nevoie de un bodyguard? Creați impresia? Măi, sigur? Măi, Anca, hai să nu riscăm. Ne riscăm integritatea fizică. Sunt acolo marinari. Nu avem voie, că toată lumea știe că suntem doar noi, că zic, cum să apară. A venit vărul meu într-un an, nu le-a plăcut fetelor. Au zis, pe ce să caute? Zic, era între cele, a venit omul la o cafea. Nu se poate, am zis, o vorbă e vorbă. Zic, bine, pleacă. Dar pe de altă parte, iubiții, așa, au voie să se ducă undeva? Nu. Asta îmi place. Nu, de ce? Asta îmi place. De ce? Nu, băi. Okay. Lasă să stea acasă. Ok, e momentul să spun o chestie interesantă pe care, la care nu știu dacă te-ai gândit, dar eu m-am gândit. Anul trecut a fost nunta. Da. Bun, 2012. Stai să mă gândesc un pic, da. Ia-mi de aici. Trebuie să mă actualizez. Înainte, deci totul acum la tine, având în vedere cel mai important eveniment al tău a fost în 2023, înainte și după nuntă. Înainte de nuntă, cele mai multe mesaje erau cu cererea în căsătorie de la fani. Și acum ai să râzi. Băi, alo! Pe cuvântul meu de onoare, oamenii nu s-au obligat. Interdido es... nu, îmi scrie așa. Lasă că mă pregătesc la prosima volta. Nu, dar cel mai des este... ești singură, putem să stăm puțin de vorbă. Pe cuvântul meu de onoare. Deci, sincer. Este bine, dar am... Îți propun cum să intri. Aia cu solitudine. Solitudine, lasă-mi singură, spune-mi, te ascult. Nu, e foarte funny. În primul rând că sunt... Instagramul ca Instagramul, e mai potolit acolo, dar Facebook-ul, pagina oficială, nu cum se zice, este plină de asta. Și dacă cumva, dintr-o dată, cândva, mai pun eu o fotografie, un selfie, ca orice gagică care se respectă, ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Bine, uneori mi-e și drag așa, știi? Și când nu depășesc o limită, foarte puțin, 3% o depășesc. A depășit-o unul ieri, mamă, i-am trimis tincă mesajul, știi, copia. Zic, ia uite-mă, da. Da, e foarte, e o vastă, nu știu cum să zic, exprimare. O paletă largă de mesaje, dar cele mai multe, salut, ești singură, putem să vorbim puțin, spune mai multe despre tine, cam cu ce ai vrea tu să încep eu, te întreb. Eu cred că ăsta ar trebui să fie primul tău hit. Acum mă duc cu gândul mai da, spune ceva despre primul tine. Primul hit din primul album. Ăsta ar fi să fie, spune ceva despre tine, să mori dacă nu e interesant. Deci mi se pare senzațional, iar lucrurile să înceapă de la o... Da. Stai. Dar fac duet. Știi, nu sunt pe TikTok, sunt în umbră cumva, nu mă pricep foarte bine, în sensul în care mi-am făcut contul, dar nu e, nu știu, nu postez sau ceva, nici nu știu cum fac agicile, deci nu înțeleg nimica, doar că am văzut că e chestia asta cu duet. Da. Că e, nu știu nici asta cum, nu știu cum reproduci, nu știu pe ce apeși. Aș putea să fac asta cu fiecare care mi-a scris, bună, spune ceva despre tine, ești singură sau ceva, știi? Apropo de melodie. Da, dar o să observi o animație frumoasă, ciudată și în același timp foarte complexă acolo în TikTok. Este așa un fel de avalanșă care se naște din orice. E adevărat, nu este thread-ul care am auzit și cred că mi l-am și instalat fix 3 minute.
N-am înțeles. Da, da. Nu, eu sunt pe clasic. O poză frumoasă, într-o lumină bună, mai pozez un mobilier că îți place de la, nu știu ce, Inspo. Nu, e o poză bună într-o lumină bună? Problema mea? A, nu, că ești foarte aproape acum. Nu, așa. Așa lumină, uite, fac portretul. Uite. Bine. Da, uite. O singură poză am făcut, jur. Nu. Deci am un ochi mai mare și unul mai mic, clar. Acum mi-am dat seama. Nu mă necâji acum. Că nici nu pot să termin parul ăsta de vin. Așa cum zice Manfred, iștenem. Iartă-mă, dar apropo de internet și de toată chestia asta, mie mi se pare că filmul vostru, relație voastră, este un film. Știi cum se numește? Stai puțin, vorbim despre ce vorbim acum? Despre relația voastră. Ah, credem că vorbești despre Las Fierbinți. Am rămas acolo. Este Las Fierbinți real. Da. Departe. Da, ia zi. Eu cred că aici se întâmplă un lucru formidabil. În primul rând, ai din partea mea felicitări, pentru că, într-adevăr, ție și lui Manfred vă plac amândurora discreția. Știi când a fost prima dată când v-ați afișat voi doi? Știi unde? Da, la premiile Gopo. Bravo! Avem premiu să-i dăm? A, da. Un premiu Gopo. Aveți un premiu Gopo? Nu, avem, sigur. Orice lucru bun pe care îl faci și orice răspuns pe care mi-l dai, îți dau un premiu. Am înțeles. Poftim. Ok, bai, Horia Brânciu. Ai, ce drăguț, mulțumesc. Cum are drag. Mulțumesc. Măi. Poți să-l testezi, că dacă testezi, nu-l dai mai departe. Dar din dar se face rai. Rai 1, rai 2, rai 3, canale 5 și astea. Da, o să observi acolo dacă îți place. Ce drăguț. Și să-mi spui sincer, să nu mă minți. Dar eu nu prea mint. Melodia, de ce mă minți, de ce mă minți. Dar cu siguranță piesele astea nu te interesează pe tine. Puțin. La discotecă, la țară, Horia, ascultai toate genurile posibile, de la Cerul, Proconsul, la De ce mă minți. Cum era? Dacă cerul ar putea să te aducă... Băi, ai vibrat-o natural, să mori. Tu îți dai seama că nu... Aș culege în palmul ăsta să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să vii vorbe pe care le știi. Ți le-am spus și cred că vrei. De ce ai făcut ok așa? Când prost? Că vine să plâng. Doamne ferește. Mă vezi și plâng. Eu n-are ureche. Nicio. Dar eu cred că acest parfum îi va da încredere. Vrei să o cântăm împreună pe asta? Hai. Dar așa încet. Absolut încet. Cât să nu falsez. Nu falsăm. Nu stai că mi-a plecat omul. Stai că și-a luat notele. Vai, dar ce frumos. Cum cercetezi un parfum? Românește. Yeah. Ai antebrațul. Ai făcut frumos așa? M-a zgâriat pisica aici. Pisica te-a zgâriat? Nu, mă joc cu ea, îmi place să mă joc. Foarte frumos este. Vrei și tu? O să te îmbrățișez la final și o să mă duc acasă. Ce miroși? Anca. Sunt happy. Miroși a fericire, Horia. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Mulțumesc că îl pun aici deoparte ca să nu mi le iei înapoi. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege-n palmul ăsta să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să vii vorbe pe care le știi. Ți le-am spus și cred că vrei să le auzi din nou. Acum când noaptea... De ce nu faci cu mine dacă nu... Eu știu, bine, știu, am cântat, am dansat de foarte multe ori acest. Dar îmi place, hai mai faci. Vrei să-ți dau versurile? Am să-ți spun când ai să vii da, gata. Nu intră ăsta, neam. Nu trebuie să mai intre. Păi nu că vreau să strâng, așa îmi place. Dar am cântat bine cât de cât. Ziceți doar așa? Scuze-mă, spune. Eu mă fac întăreață. Eu mă fac întăreață, Horia, spun. Eu cu tine asta am descoperit acum. Bă, curat ca serios? Lacrima. Curat ca lacrima. Sau vibrat-o la capăt de frază muzicală. Deci, treceri dintre note. Vezi că nu o să mai cânt altceva, că acum te-am impresionat. Mi-e teamă că poate la următoarea și încercare zici, nu, a fost, m-a înșelat urechea puțin. Dar
cred că trebuie să-mi și placă. Vezi, uite. Asta mi-aduce aminte și de discoteca. N-am mai fost lăsată în niște ani și de aia. Nu, nu, iartă-mă, trebuie să beau ceva, că nu mai, nu, nu, trebuie să beau ceva, îmi pare rău. Iubire, sunt bine? Foarte. Da, că nu. Acolo oglindă, dacă e una cu Beatles. Da. E una cu Beatles. Am să... A, bine. Dragii mei, aș vrea să vă spun că în viitor, dacă voi produce un film... Anca va cânta. Dincolo de faptul, Anca va fi rol principal și va și pune soundtrack-ul acestei, acestui film, pentru că filmul se va numi Dragoste la stick. Oh, ok. Frumos. Frumos, da. Sticul, da. De la stick. Din Spania. Da. Uite cine a urmărit îndeaproape. Da, așa este. Că acolo am spus. Deci, noi nu... Lor le este străină această dacă, informație. Dacă... Fii atent aici ce zic. Ia zi. Dacă... Cerul ar... Dacă cerul ar putea... dacă Anca s-ar fi născut cu 20 de ani mai devreme, ea nu se cunoștea cu Manfred. A, da, clar. Pentru că atunci nu exista stick-ul. Și n-ar fi făcut fierbințiu, că de fapt de aici... Da. Da, da. Deci, practic, timing-ul pentru voi e extraordinar. Tu îți dai seama ce se întâmplă? Da, eu chiar am zis asta, că mai devreme nu s-ar fi putut. El zice că ar fi mers 2-3 ani mai devreme. Dar, de unde? Păi ce? Așa și-a făcut el un calcul și a zis, nu, că era bine, că i-a zis, vezi ce înseamnă în viața asta cu timing-ul. El, totuși, e un om, eu sunt mai cu cerul, cu iubirea, cu dragostea, cu poezia. E mai, așa, cu cifre, cu chestii. Cu ce? Austria. Uite, am uitat să-ți aduc ceva. O cifră? M-am trezit de dimineață, eram plin de gânduri cu cerul, cu pământul. Dar am uitat să-ți aduc ceva. Vreau să-ți dau un cadou pentru Manfred. Sigur, da. Tu e un începutul unei mari prietenii între noi. Va urma. Deci băi, ce, dar... Deci mamă vrea să se ocupă cu utilaje agricole. Da. Iar eu am, acasă, ne-am purtat niciodată, doi butoni, a, ce frumos, două tractorașe. A, ce drăguț, dar zi-mi de unde, că îi fac eu cadou. Dar e foarte drăguț asta. De la Ford M. Mason. Aha, bine. Dar eu i-am luat pe ultimii. Bine, sănătate. La mulți ani. Dar, da. Deci, bă, drăguță, da, intenția. În ce scuze, am uitat de dimineață. Cred că l-ar fi surprins major. Asta este, i-am spus ce ar fi putut fi, dar nu mai este. Da. Dar, la lansarea videoclipului și primele, da, tale, da, melodii, da, atunci... Albumului, că eu merg direct, știi, puternic, major. Sky High. Da. Deci în urmă cu, să fi fost, nu 10 ani, nu, 11... Când a văzut el? Nu, 11 ani, în urmă cu 11 ani s-a întâmplat asta. El fiind într-o... Da, bine, noi nu ne știam. Într-un timbil, cantonament. E pasionat de tot ce ține de motoare și a făcut toate chestiile astea cu Moto RC, motocross, enduro, la la la. Și cineva... Și un român și a un venit român, cu un stick. Pe care era primul sezon din fierbinți, că doar ce a apucat să începuse fierbinți. Uite-te și tu la el, spuse românul către Manfred. Da. Și bine, ăsta e white stick. Ăsta e sticoi. Da. Ăstea sunt tu. Da, nu avem stick aici. Deci, clar. Și, da, și am văzut-o pentru prima dată. Înțelegi? Asta e, am a și simțit el că-s romantic așa din firele și a zis, da, într-adevăr, după aia, dacă n-ar fi fost eu un prieten de lui Adi, care a zis, nu, chiar a spus asta, că, uite, she's the perfect one, she's the perfect. Dar, fel, da, bine, ne și place nouă femeilor, știi, să auzim treaba asta. Am rugăminte, cei care ne urmăriți acum, dați-ne un mesaj pe YouTube, că o să îi le forwardez. O să spui mai multe despre tine. Tipul care era la discoteca cu 20 de ani. Nu, nu. Dați-ne un mesaj. Câți dintre voi ați spus e senzațională, dar nu i-ați transmis niciodată Ancăi, e senzațională. E foarte important să știi cine îți spune chestia asta. Pentru că tu zici, băi, uite, de exemplu, mi-mi place Kate Winslet. Uh-huh. Iar o... și îmi plac multe filme de lei și îmi place maturizarea pe care... Foarte bună. Foarte bună. Și mie mi se pare foarte frumoasă. Multul lume zice foarte frumoasă. Sincer, și e Titanic, mie mi se are niște ochi superbi. Multă lume zice că nu e așa frumos. Este o adolescentă, nu știu, o pură. Și tocmai faptul că nu este genul ăla de 90, mie tocmai aia îmi place. Sigur că da. Dar cu atât mai mult și cred că suntem pe aceeași lungime de mult, dar na, ce așteptai de la două fecioare? Fecioare, exact. Sigur că da. Unde e ascendentul? Eu cred că ar trebui să mergem mai departe cu filmele.
Nu, nu, nu cu firme astea. Dar nu, nu, trece, merge mai departe, iubirea mea. Să știi că iubirea noastră, este meniu, iubirea noastră, este meniu de nuntă. Da, astăzi așa este, până plec de aici e... Perfect, vezi că astăzi meniu de nuntă. Da, da, sigur că da. Am o întrebare foarte importantă. Te rog. Și cred eu că primesc un răspuns pe măsură. Sper. În toată relația asta, a voastră, da, cine a învățat mai bine? Tu, germană, sau el, română? Bun, el știe foarte bine română, știa deja foarte bine română, căci s-a ambiționat și a învățat de dinainte să fie apărut eu în peisaj, da? Dar după niște ani în care stătea deja în România, însă nu cu mine, el cu germana nu prea. Am luat, la un moment dat am avut ceva mai mult timp liber și am zis că debutez lecțiile de germană, am făcut 3 la număr, am zis că le reîncep acum și nu m-am ținut de rezoluție. Și când am venit acasă după prima oră de ședință, de meditație, cum ar veni, am zis, uite, deci așa îi zice. Și el zice, nu, greșit. Și eu zic, păi cum, că mi-a zis, păi da, dar nu, la, în sud nu se vorbește așa. Și eu zic, păi de ce să mă, e nu știu ce dialect special, oricum nu înțelegi nimic, ai impresia că sunt, chiar sunt olteni, vorbesc atât de repede. Ai, cu Elveția. Bine acolo, că măcar știu să zic noapte bună, bună dimineața și pare că sunt și eu, respect familia în care nu m-am alăturat. Dar da, nu, eu n-am învățat germană, poate el s-a obișnuit cu repeziciunea unei conversații, că uneori îmi zice, uiu. Eu, ai văzut că pot să vorbesc foarte repede. Și dacă sunt entuziasmată de ceva, Horia, păi, și nu trebuie să mă întrerupi, că încep să vorbesc. Iubita mea, Anca. Da. Acum suntem mai apropiați decât am fost la început. Eu cred că, de obicei, există un test. Există un test al celui care este căsătorit. Și eu l-am trecut. Vezi și... că-s de curând măritată, nu sunt, n-am vechime. Cu atât, nu, nu. Testul ăsta... Tu de când ești însurat? 10. Anul ăsta fac... A, ce frumos, în anul 2014? Anul ăsta facem 10 ani. Ce frumos. De și de când... De aia se uita maică-ta la mine să-i... Dar stai un... puțin, a trecut data, nu? Adică măcar atâta lucru. Ba da, a trecut și data. Ideea este că noi ne-am cunoscut în 1999. Ok. Adică noi am fost... Dăm sticul înapoi, povestea ta e mai interesantă, ok? Sincer, mai lua pe mine cu sticul că... Draga mea, draga mea, da. Intrăm într-o nouă fază a relației noastre. Andreea Ibire, te rog, în continuarea programului nostru, ca l-am, deci ăsta l-am pescuit personal. Da, mulțumesc. Ăsta mănânc mai mult de două linguri. Iubirea mea, mulțumesc. Vreau să văd dacă e făcut, adică eu l-am pescuit. Cineva iubirea mea în afară de tine, vreau să știu că sunt și eu. Nu, 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 nu. Melodia pe care ți-o propun. Ia uite-mă, ce cântam eu cu mamaia mea. O puneam să mă cânte în fiecare seară și avea două melodii. Mamă, nu pot să cred că acum uit. Incredibil. Zău că mi-aduc aminte și nu... Erau românești populare? Cum să nu, da. Doine, balade, lente, ia, uite, agresive, dinamice? Nu, că și râdeam și plângeam pe ele. Dar mai știu... Da. Ea avea o stare confuză, da, cu complexă pe ele. Bine, și mama e cânta mai confuză, așa nu-ți Deși a făcut școala populară de artă și tot timpul mi-a zis, am avut 7 clase, născută în anii 20, nu? Pe vremea aceea a fost, exista foarte rar să aibă cineva 7 clase. De obicei făceai 3-4. Corect. În anii 30, gândește-te, 30. Născută în anii 20 și în anii 30. Iar tataia la fel, a fost primar. În intelectuali. Învățătoare. Primar? Da, primar în sat. Primar. Și la fel... Îmi e dor de ei. Iar mamaia, da, am cântat. Tataia a murit când aveam eu 7 ani, iar bunica, mamaia, la 14 ani și îmi cânta. Și nu-mi vine să cred, că nu mi-aduc aminte pe cuvânt, până să fi intrat în recu tine. Așa. Mama, nu vine să cred. Uite ce lapsus am. Deci cum îi zice melodie? Fie, da. Știi că se zice că trebuie să duci un... Ăsta, cu, dacă vrei să-ți aduci aminte, trebuie să-ți întorci un pahar cu fundul sus. Hai să vedem, n-am încercat-o niciodată. Hai să vedem dacă e reală. Iubire! Dă-mi un pahar. Băi nu, ăsta e... Nu, care? Cu vin? Iubire, dă un pahar de acolo. Să... Nu pot. E gol? E bun. Adu un pahar. Adu un pahar. Zi. Deci, am pregătit aici două lumânări roz. Roz? Da. Da, roz. Am două miros. Ia vezi, mă. Miros. Deci un singur pahar. Ăsta, uite ăsta. Ăsta, întoarce-l tu. Întoarce-l tu
și o să-ți aduci aminte. Perfect. Dar acum nu trebuie să mai discutăm despre asta. Am înțeles. Până când vin acele exact. Melodii, da. Tu trebuie să știi să cânti melodia asta. Orice om care se căsătorește trebuie să știe melodia asta. Ia-ți mireasă ziua bună. Aaa, clasic și fantastic. Ok, nu știu să când, dar încercăm ce să mai... Dacă... Ia-ți mireasă ziua bună. De la frate, de la mumă. Aici. De la frați, de la suror, măi. De la grădina. Nu s-a cântat asta la nunta mea, deci n-aș putea. Da, da, ai cântat-o bine. Aceeași ton. Deci, nu te grăbi. Încep, după tine. Încep eu. Ești ca, cu mine, nu, da? A doua ești tu. Încep eu. Nu, e aceeași chestie. Trebuie să zbor liber. Zboară, pugle, zboară. Ce faci? Nu te grăbi. Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, sister, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try to separate them. It's an illusion. Bravo. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage go together like a horse and carriage. That was told by mother. You can have one, you can have none, you can have one without the other. Ta-ra-ra-ra-ra. No. No, ce să zic? Este primul Clasă. Nostru duet împreună. Bine ați venit, suntem casa de matrimoniale Anca și Horia. Iată, sunt două nume, unul feminin, altul masculin. Toate amândouă se termină în A. Dar ce-mi place? Iată, la nuntă. Ia-ți. La nuntă am da, nu contează. Bine ați venit. Astăzi la nuntă vă vom explica despre ce ținute să folosiți, dragele mele. Ce bine, ți arăt Horia de aici. Am făcut acum o rubrică. Ce ai în geantă, știi? Ce ai în geanta ta? Nu. Fiți foarte atenți. Prima dată este acul. Creionul. Masaj. Masaj. Dă-l în coadă, la cap, nu? Nu, la față. Bine, trebuia dezinfectat, de ok. Noroc că am tenul curat. Dar tu știi, dar de ce are așa. Dreptate? Că sunt 1000 de mușchi pe fața noastră. Așa. Bine, nu-ți imaginea mai așa? Mult de joacă, da, și mă plictiseam într-o farmacie prin Londra. Da. Am făcut deja rubrica asta la Vorbește Lumea, la ProTV, cu ce ai în geantă. Nu mai pot să fac. Orice, aveam o ruletă și am distrus. Vrei să-ți dau ție cadou? Dar din dar se face rai. Și vezi că încă nu mi-am adus aminte melodia, melodiile. Vin. Mi-apare un... Așa. Mina! Uite ce ți-a aduce tata acasă! Băi, deci cred că... Deci... Dar așa că e simpatic. Fii aici. Știi chestia aia pe care ți-o pui în cap? Da, și... bine, nu e acela lucru și ăla nu-mi place neapărat. Nu-mi place design-ul. Îmi place feeling-ul, dar nu-mi place când văd... Blablabla. Asta e mai interesant. Da, nu e interesant. E joyful, este. Uite, veselă. Da. Este... Vanghie, ghidușă. Ia Anca la 5 ani. Hai să spun o chestie psihologic vorbind. Îți place să revii la vârsta aia pentru că ai fost și fericită. Nu ții minte fericirea. Nici nu știam... Vrei? Băi, sunt cel mai... Bălălă, da. Haide. Sunt cel mai bună, știi de ce? Uite, îți dau puțin. Are ureie și foarte gras. Deci sunt foarte, iertați-ne, dar acum suntem la Fi frumoasă alături de Anca. E noua emisiune? Peste tot, așa, nu? Primul concert. Deci m-am mai dat cremă. Să fac asta? Ce? Da, corect, bravo. Am aruncat-o deja. Eu am aruncat. Da? Da, am aruncat. Bine, tu ești mai vechi aici. Eu sunt nouă. Să arunc și eu. Nu mă arunca pe mine dacă scrie ceva de mine. Nu. You can have one.
Acum, după ce am dat cu cremă, după ce am făcut masaj... Da, da, a, da. Mina a fost, a fost, putea sta... Mina a dat panca. Da. Îmi place iar... numele tău, dar îmi place și asta. dragi urmăritoare, vreau să vă spun că astăzi veți vedea pentru prima dată un lucru foarte frumos și anume o superbitate. O superbitate, pentru că da, atunci când ești pregătit pentru acest moment, trebuie să fii pregătită din toate punctele de vedere. Ia. Doamnelor și domnilor, iată superbitatea. Nu, stai că spun eu cam toate datele. La nuntă, Anca a ales să poartă o rochie tip sirenă, cu o trenă impresionantă, iar decolteul... Nu e cazul de așa mare decolteu, dar mă rog. Ideea este că... Ia-l decolteu. Mult mai frumoase. Astea au fost puține pe care le-am dat. Dar am unele... Ai unele mai frumoase. Ia... Scuzați-mă, iertați-mă, atenție! Iar decolteul generos... Da, este ceva... Nu... Uita-mă, da, e generos, nu a lipsit. Și-a optat pentru un voal lung până la pământ. Dincolo de pământ, dar mă rog. A fost alegerea ta, bănesc. Rochia și... Da. Da. Am vrut ceva, mă rog, nu știu cât pare Bire? Acum de aproape finuț. Vrei să te uiți? Vrei să te uiți puțin? Asta din biserică e chiar... Frumoasă. Avem niște fotografii frumoase. Hai să-ți arăt asta. Ce zici de chestia? Deci asta mi se pare... Mamă, câte fotografii. Deci asta este asta numărul 1? Dar sunt unele în... Da, sincer, da. Sunt unele foarte frumoase. În locul, dacă aș fi fost în locul fotografului, aș fi luat drona. Fii atent aici. Drona ar fi plecat de aici. Mă uit așa la dronă, pac, și ea se duce deoparte. Știi? Știi ce e ciudat că-ți vine, știi, când ai așa... Sunt amintiri foarte frumoase și se repesă niște fotografii foarte frumoase în care, na, noi femeile știm, le căutăm cu cea mai bună lumină, cea mai... Într-adevăr, în ziua respectivă, când îți face un profesionist așa niște fotografii, ai tendința de... Le pun și... Și foarte greu m-am abținut și n-am pus mai deloc, știi? Pentru că, na, vrei totuși să rămână intim și discret tot evenimentul, însă, știi, ai entuziasmul ăsta, pun acum 30 de fotografii, sunt splendide, sunt foarte, au ieșit niște fotografii foarte frumoase, foarte frumoase. Astea sunt 5%. La machiaj, da. Anca a optat pentru nuanțe de maro și negru cu care și-a pus ochii în evidență. Da, au fost gri. Nu știu cine a văzut maro, dar mă rog. Pe ce muzică ai dansat? Te refer la dansul mirilor, nu? La, da, că așa Marius? Am dansat toată noaptea. Ai văzut Top Gun-ul, ultimul. Este soundtrack-ul de la ultimul Top Gun, de la cântat, interpretat de Lady Gaga. Hold My Hand. Manfred, dacă mai aud deodată melodia aia, vomit. Eu pot să aud de 1000 de ori. Refren. Bine, când vezi și filmul și auzi pentru prima dată melodia, imaginea pupându-se cu... Și versurile sunt foarte frumoase. Am văzut... E o metaforă drăguță. Am văzut Top Gun. Mi-a plăcut foarte mult. Este un... Să fac asta, Horia? Sigur că da. Poți să faci ce vrei. Chiar poți să faci ce vrei. Eu mă gândeam, you never... Asta e din primul Top Gun. 87. Tocmai mi-a spus ceva despre vârsta mea, matusale mică. Nu că joie, existam deja atunci, dar nu mai da, să știi că alegerea e foarte interesantă și îmi place. Dar repet, când ai văzut asta? E deja, cred că l-au și... Da, bineînțeles, bineînțeles. Nu, al doilea, da. L-am văzut al doilea, la cinematograf. E, și... Asta spun că și mai e o melodie acolo foarte frumoasă, aia a fost la Cununia Civilă. Dar n-ai dansat, înseamnă că tu a trebuit să iei tot soundtrack-ul de la Top Gun. Dan, 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 dan. Eu nu știu să dansez, m-am freștit să danseze, că a făcut dansuri populare când eram mic în Austria. Distracția lor era sâmbăta dansuri. Da, păi da, dar dacă... Și eu nu știu să dansez nici vals, nici nimic. Și el este, pe cuvântul meu de onoare. Și când ne-am pus, am luat niște lecții ca să nu-l calc pe om, să nu-l deranjez în ziua Tu trebuie să știi să cânți.
dansezi și să cânți. Știi cum dansezi liber așa, dar în orice am făcut o figură foarte frumoasă după 9 ore. Deci tu erai perfectă pentru... pentru... Aha! Liber, era la liberă. Da. Dar așa. eu știu să cânt. Nu dansez. Pentru Tarantino. Uma. Uma Thurman. Imediat după nuntă, tu ai plecat din România. Da. Și te-ai dus în America. Da. Era în America, tu, ca și când planetele s-ar fi aliniat din nou, ai fost victima unei răpiri premeditate. Așa. Unei răpiri magice. Da, gata, știu la ce te referi. A fost pentru prima dată când ai făcut ai văzut un spectacol de magician? Da, da. Nu fusese până atunci? Niciodată. Niciodată n-am fost la... Am văzut un număr de magie în sensul în care venea cineva cu pachetul de cărți în facultate și mi-arăta trei șmecheri și eu eram ok, bine, ce să zic. Dar la un spectacol de magie n-am fost și David Copperfield, vorba aceea, e dita mai legendă, adică nici nu-mi imaginam. Și într-adevăr, când... Cum bine ți-am spus, eu trăiesc mai mult clipa. Partenerul meu este omul care trebuie să știe dinainte, organizat. Știe, și eu sunt organizată, dar totodată și aeriană. Manfred e un pic altfel. Și atunci a zis, ok, bine, vizităm, da, ce facem exact? Și ne-am uitat, evenimentul s-a întâmplat în Las Vegas, nu? Și acolo sunt nenumărate și înșiruite evenimente de genul ăsta și spectacole și așa mai departe. De și ce-mi doream eu, spre exemplu, sunt show-urile fenomen ale cântărețelor de la Caesar's Palace, nu? Mm-hmm. Lady Gaga și cine mai cântă Adele, și toate mai cele. Da. Atunci partitura era închisă, nu, era cumva un soi de pauză. Și într-adevăr am văzut printre chestii pe care le-am bifat, am văzut și show-ul cu David Copperfield, cum caut eu și cum niciodată nu găsesc, că n-am găsit. El zice, cum? Am ajuns nu știu ce și zice, bun, uite, astăzi eu am găsit. Și zic, da, o fi eliberat cineva, nu știu ce. Ce să zic, tu ai reușit, eu nu. În fine, cert este că a găsit și într-adevăr erau niște locuri, dar erau foarte, adică mie mi se pare că dacă tot te, uite, vezi Hamilton, mai degrabă îl simt, vreau să văd de aproape, știi? Fac un compromis, dar măcar înțeleg de ce îl fac, știi? Nu știu cum să spun. Da, un ban, da, știu de ce îl dau. Aceea. Da. Și pe același principiu și cu David Copperfield, Număr de magie, am zis, neștiind la ce să mă aștept, zic, o face la ceva pe scenă, eu și mi-o apă, nu văd și am găsit totuși ceva mai bun, cât de cât în vizorul și al lui. Bun. Și într-adevăr, da, despre asta vrei să vorbești, că ce vreau să spun este că am văzut musical, nu că ți-am zis, mi-a plăcut, m-a lăsat emoționat în toate felurile, dar niciodată n-am plâns la un spectacol de teatru, la orice, la un film, cum am plâns la un la spectacolul lui de magie. Ai plâns la spectacolul, deci, de magie? Spart. Se uita la mine, m-am frecit și zicea, nu înțelege, pe mine m-a emoționat profund. Mă rog, e și făcut de așa natură, frumos, elegant. Are un subliminal, da, romantic. O... Nu neapărat romantică, dar întâlnirea cu tatăl, Back to the Future, da, de fapt. Aha. E ceva, mă rog, digitalizat totul, dar e Am o înțeles. Poveste... E cumva, pentru pe mine m-a cucerit. Nu știu dacă stânga-dreapta plângea, dar eu am plâns de nu mai puteam. Și când credeam că, zic, ok, ce se mai poate întâmpla... Eu l-am simțit pe el, adică eu am știut clar că va face. Ai făcut eye contact cu el înainte? Primul lui număr a fost printre spectatori și a fost cumva la baza lui, eram eu și mă uitam ca o zână în povești la, nu, Prințul Alb, ce așa, face? Așa, așa, așa. Și l-am văzut că s-a uitat așa, nu știu cum, la mine, zic, bine. După aia am văzut că mai interacționează așa cu oameni, mai cheamă câte unul pe scenă, mai face și la un moment dat a zis că vine cel mai important număr și că are nevoie de o gagică. Și eu m-am uitat așa în stânga-dreapta și am zis, cred adică... că aruncă la mine. Și el cumva s-a uitat așa în spate, a făcut anunțul ăsta, o să am nevoie de o femeie, arunc o bilă asta și unde pică, vă rog frumos, dacă nu pică în dreptul unei doamne, bărbatul să ridice și să dea mai departe, nu? Până... Și el s-a uitat așa în spate, s-a uitat direct la mine, m-am vrut și el s-a prins și cumva a aruncat bila, dar n-a picat la mine, nici eu nu m-am dus, că eram la un metru de mine, știi? Și vis-a-vis de noi era, nu știu, chinez, nu mai știu ce era exact, și el a luat-o emoționat că a venit lumina, spotul pe el, a dat-o mai departe și... David Copperfield zice, nu, da, du-o înapoi. Doamna zice, de ce să eu dau înapoi? Că a zis că la o doamnă. Dați-o înapoi, a luat, zice, dați-o mai departe. A dat-o până a ajuns la mine.
m-a ridicat așa frumos în picioare, am început o conversație de 3 minute și după am urcat pe scenă. După ce a făcut numărul de magie, unde oricum nu mai ține aminte, nici mai știam pe unde mă aflu, cert este că spunându-mi toată povestea și așa mai departe, într-adevăr, pe aici, prin România mea, mi s-a părut comică. Poți să te regăsești într-o sală de 300 de oameni și câțiva, 10 să zică, uite-o pe Anca sau ceva, da, da, să da, te da, mai recunoască. Da, da. Dar acolo, în mijlocul Americii, cine? Și treaba este că de unde stăteam eu până să ajung pe scenă, erau oameni care ziceau, go Anca, că, știi, era foarte funny, cumva, știi? Te încurajau ca să te duci mai departe. Da, și aia s-a făcut numărul, mă rog, toată lumea, wow, nu știu ce. Și după aia, la final, a și vrut să mă întâlnească afara scenei și m-am dus în culise și am mai făcut un număr de magie, scurt și la obiect, dar surprinzător și... țin minte, ăla a fost un pic mai metaforic, așa, știi? În sensul în care trebuia să tragi un bilețel, eram 4 oameni și fiecăruia ai pica, mie mi-a picat încredere și într-adevăr asta cu încrederea o am și nu prea o am, știi? Uneori și în mine și în oameni, știi? Nu sunt... Mi-a spus David că am vorbit de el de mai. Da, și mi-a picat fix asta, știi? Și după aia trebuia să te extrag ceva și dacă... cumva asta era simbolismul, că dacă pica exact ce trebuia, hope-ul ăsta e ceea ce era tu... trecut. Da, l-ai bifat și aha, că deja aha, e un next step. Mă rog, repet, e foarte simbolistic și metaforic, dar pe placul meu, cu mine a rezonat. Și da, o experiență foarte frumoasă. Mi-a plăcut la nebunie. Mi s-a părut așa, chiar dintr-un film. Puține sunt momentele în care te simți într-un film. Eu am învățat să fac o magie. Să dispară această mâncare. Dar trebuie, am nevoie de telefonul tău. Nu, să fie aici. Să fii lângă mine la magie. Că n-am făcut-o. E prima dată când o fac. Aoleu, mi-e frică. Stai. Da. Mie parul de vin. Nu, ți-l dau în dreapta. Pentru că îmi trebuie loc la magia asta. Facem curățenie puțin în ordine aici? Nu. Am nevoie de șervețele. Sunt aici șervețelele. Nu plâng, am lentilele de contact. Când am lentilele, nu plâng. Ok. Asta este... telefonul meu. Vrei să zic parola? E foarte ușor. Nu trebuie parola. Este... Eu o să fac să-ți dispară telefonul. Bine, vezi că poate mă sună prietena mea. Am emoții. Pentru că e prima magie pe care o fac. Ce faci? Iubire, tu îmi spune aici. De magie. Te susțin. Da, mulțumesc, iubire. Așa, ideea că eu voi face un număr de magie pentru prima dată în viața mea și trebuie mai am un, să acopăr ăsta cu șervețele. Nu, poți să te uiți liniștită. Uite, în continuare, ăsta este... Uite, poți să vezi... Da. Ăsta e. E prima dată când fac numărul ăsta de magie și sunt foarte emoționat. Am toată încrederea. Așa. E foarte important să iasă foarte bine. Am emoții la faza asta. Nu mai rămân șervețele pentru următorul invitat. Nu, toate șervețele sunt pentru mine și pentru tine. A, pentru că dacă nu este asta, nu mai fac niciun fel de magie. Asta e. Una pe. Da, este aici telefonul? Da, este că l-și aud. Este telefonul. E perfect. E bine și acum. Este aici. Uite mai. Da. Este important să simți. Dacă faci așa acum cu el, precum foaia de dinainte, nu e... Nu fac deloc cu el. E important să știi că ăsta e telefonul, da? Și acum, e important să știi că ăsta e telefonul și pac! A dispărut. Excepțional! Horia, da? Eu dacă îmi făcea așa David Copperfield, da! Deci acest... Uite-te, mă! Această magie a fost învățată de... Cine? A fost de Robert Tudor. Această magie, am zis. Ce facem noi cu șervețelele astea? Astea o să pregătim pentru următoarea piesă, pentru că vor fi multe lacrimi pentru a o... Da, foarte practică. Frumos. Mulțumesc frumos. Este foarte frumos. Tu și cu David Copperfield. Eu. Știi că și Robert l-a cunoscut pe David. Da? Ce drăguț. Și chiar... și o chestie pe care am apreciat-o foarte mult la Robert, și el a fost în spate, ba mai mult, l-a cunoscut-o pe soția lui. Băi, frumos și că tare. I-a dat din cănile făcute de soția, Elena, soția lui Robert, că face niște picturi pe ceramică. Okay. Are o oală de lut acasă. Ah, ce frumos. L-am întrebat dacă au făcut scena din Ghost. Au zis... Trebuie să o fi făcut. Categoric. Și am zis, pot să vin și eu? A zis, de ce să vii la mine să faci scena din... Nu, să văd și eu... Erau doar două personaje. Da, așa? Și, într-adevăr, mi-a zis că a făcut niște poze cu ea, dar nu l-a publicat niciodată.
pentru că nu vrea să facă din asta un mare... Bine, cumva el este pilonul, nu? Sigur ca că să zic așa. Avea o poză împreună, dar nu l-a publicat niciodată. Eu am publicat un story, n-am putut să mă abțin. Am fost... Sunt emoționat după magia. Dar este fermecător omul, să știi. Fermecător, așa... Bine, Charm. Nici n-are cum, exact. Charm. Nici n-ar avea cum. It's a magician, nu? Pentru mine a fost și o lecție de... Te-ai făcut vreodată vreo magie? Nu, din câte știu. Manfred n-ar fi... Dar sper să fac pe scenă, nu? Să ajungi la sufletul omului. Da. Cumva. Anca a crescut, s-a maturizat, s-a îndrăgostit, s-a căsătorit. Mai mult ori. A jucat și așa mai departe. Gianina. Da. În schimb. Oh. A crescut și ea, să știi. A crescut. Ce? Am niște întrebări pentru Gianina. Hai să vedem. Mare chestie. Vedem dacă răspunde. Dacă e binevoitoare. Ca să devii celebră. Așa. Trebuie să știi imnul comunei. Care e? Asta mă întreb, care e imnul comunei? Ceva lui Mărgină, nu? Dă-mi ușor, te rog eu frumos, imnul... ai văzut că nu. Imnul comunei este cel mai simplu pe care cineva l-a putut gânta vreodată. Dar de ce? Zarița? Dar de ce n-am ales altceva? Uite, de la Mărgină nu pot să-ți cânt altceva. Asta e greu pentru mine, dar mai are unele de-astea mai romantice, coblo. Care? Zic, hai că încercăm și pe asta, dar între timp am văzut ceva, da. Deja. Tu poți să dai orice inflexiune pe care o vrei în vocea ta. Așa. La strofe. Pentru că singurul loc unde te poți concentra este exact la refren, care este cel mai ușor. Uite, asta. Asta e una, când te scuturi de zăpadă. Când te scuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Când te scuturi de zăpadă. Și mai e una, dacă mă lași mai caut și pe aia. Nu fiind. Când te scuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Dar mai știu versuri. Băi, dar ce frumos cânti. Doamne, maica Domnului, nu facem nimic de mine. Hai să facem așa, pentru că știu ce te... În momentul în care a tat sunetul... Trebuie cu curaj. Nu. Să zicem că n-ai curaj. Ești lipsită de curaj. Dar... Aici n-am. Ai un, ca și când ai făcut, știu că ai făcut abdomene. Mă exact străduiesc. Chestia aici. Da, diafragma. Umpli plămânul. Când te scuturi de zăpadă. Nu știu melodie. Da, ai zis foarte bine. Atunci împinge de acolo. Dar știi care, uite, pot să zic ceva. Zi. La facultate ne spuneau chestia asta și puneau cărți. Știi? Dar niciodată n-am făcut de aici. Am tot timpul de aici. Păi da, toată... Pentru că eu nu pot să concentrez parcă tot aerul aici. Perna de aer este până în spate. Dar mai degrabă la mine se face aici decât în... Nu știu cum să te explic, în față. Înțelegi? Adică... Te înțeleg perfect. Toată perna de aer este toată asta, okay. Ca o centură. Da. Numai că tu ai încercat numai din față pentru că n-ai insistat mai mult. Pentru că odată ce te avânzi în cântec, implici din ce în ce mai mult, îți dai seama de puterea ta. Te ia valul. Exact. Da. Când te scuturi de zăpadă. Uite, ai versurile acolo? Da, haide. Hai împreună amândoi. Eu nu știu melodia. Te urmez. Hai, amândoi. Stai, nu știu când să încep. Când începe tu. Când te scuturi de zăpadă. Când te scuturi de zăpadă, nu știi cât ești de frumoasă. Ochii zver, zăpada e albă și se face cald în casă. Ești mai bine tu, bineînțeles. Că să și-au cumpărat ochelari. Nu știu melodia. E mai mare grabă, iau chema pe... Bun, asta e un pic mai dificil. Stai puțin să văd dacă o e cealaltă. Sunt două de la el care îmi plac foarte, foarte, foarte. Care a doua? Sunori. Eu am zis clar că nu cânt. Dacă aș fi știut că totuși tu mă, ești ca un magician și mă, să nu zic prostești, mă, așa, eu aș fi venit cu o listă. Și cu Luță,
ți-aș fi interpretat. Nu, că până Luță. Căutăm Luță, trecem prin ăsta. Bine, hai să căutăm pe ăsta. Îl căutăm acum pe Luță. Dar asta este, ăsta este hitul fără de care nici tu, nici Gianina, nici la mulți ani. Nici nimeni din treaba asta. Refrenul, absolut. Refrenul e așa. Zarița zanga, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto, mi se întrerupe, mi se întredoaie, mi se întreface ca de înghenoaie. Ai zis-o simplu. Bocancii plini de har. Atenție, atenție. Iar astea, strofele, sunt absolut super ludice, adică aseară în gară, gara de nord, am cunoscut un vagabond, un vagabond ce chefuiește cu o chitară, singur pe țigănește, cânta cu foc negru despre o fată, te l-aștepta poate acasă, un vagabond ce chefuiește cu o chitară, sigur, pe țigănește. Zarița zanga, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto, mi se întrerupe, mi se întredoaie, mi se preface ca de ghioaie. Zarița zanga, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto, mi se întrerupe, mi se întredoaie, mi se întreface ca de ghioaie. Înțelegi? E tot joc. E tot joc aici. Exact cum faci tu când primești un rol. Îl descoperi, îl scobești acolo, dai din el și ce scoți la sfârmață? Strofa a doua. Nu știu când e. Nu, e cu boca... Vezi, alții e mai rapid, da. Cu bocanci plini de arfe și tupeu, te intra cu forța în sufletul meu. Eu pot doar să-ți vorbesc. Nu pot, nu pot, nu pot. Cu bocanci... Un, doi, un, doi, trei și cu bocanci plini de arfe și tupeu, a intrat cu forța în sufletul meu. Dar când mi-am dat seama că ești praf la intelect, că de aici vine fă și lipra de respect. Ești rea de gură, ești rea de muscă, ești rea de plată, ești arogantă, ești de jucată, dar te dai la modă și ai privirea de curcă blondă. Și refren! Zarița zanga, mi se rupe zanga, mi se întrerupe la mișto, mi se întrerupe, mi se întredoaie, mi se întreface cade și gada. Zarița zanga, mi se rupe ranga, mi se întrerupe la mișto, mi se întrerupe, mi se întredoaie, mi se întreface cade în gheoaie. Hai să zic că dacă aveam altă variantă al mărginii, altă melodie, poate mă descurc, am dat pe asta. Deci să acum, vede clar cu siguranță, acum siguranță Mișu o să dea reclamație la politică. Bine, CNN-ul... să înțelegem, el de când m-a auzit prima dată ar fi dat orice reclamație, mi-a zis clar, nu mai cânta. Uite și tu acum, săracu, deci o să fie... Oameni răi. Asta i-am zis și eu. Mărginanul ăsta... De când l-am propulsat, de când i-am dat o șansă la sala Palatului. Tu știi că e în primul spectacol din 2011. Nu. I-am dat o șansă să apară la sala Palatului. Dar știi cu ce? Mă ții minte, mă? Sane. Sane, yesterday my life was free. Asta, nu? Asta a cântat? Ați cântat voi împreună? Sane, eu am cântat. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you came to me and really eased the pain. Now the day is gone. Da, nu te grăbi. Abia asta m-a ascultat foarte mult în facultate. Para, ba, ba. Dar mai știu melodii. Nu, fii atent, încă o dată. Nu te grăbi. Da, eu mă. Nu te grăbi. Și de unde vine frica asta? Din lipsa de curaj. Dar nu știu versurile, nu le mai știu. Nu, ți le dai acum pe... Nu te grăbi. Am rugăminte, nu te grăbi. Nu te rog din suflet. A, cum e aia?
Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Așa și eu. Na 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 na. Dar mie îmi plăcea că aveau atitudine. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Da 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 da. În care nu, nu mai știu. Orice sunt pe lângă, știu clar. Nu, nu ești pe lângă. Nu ești pe lângă, trebuie să fii condusă. Trebuie să fie cineva în preajma ta. Hai împreună, dar doar trei versuri, bine? Da, da, trebuie acolo? Să... Îți spun ăsta cu... Eu sunt Mărginanu. Noi suntem Horia acum, dar ce s-a întâmplat pe scenă. Nu, nu, fără, nu te las. Sane... Sane... Yesterday my life was filled with rain. Sane... You smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are bloom. Here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Atenție! Aici nu mai știu mai departe. Sane, 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 sane. Și intram originalul. Sani e cu zurgălăi. Ce frumos! Mândri sunt căluții tăi. Dar mai mândri sunt ai mei, că le dau apă cum ei și zboară ca niște snei. Dar mai mândră, mândră, mândră mea, că diseară mă duc la ea. Sani e cu zurgă. Și toată lumea cânt așa. Daira, 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 daira. Și a trecut în partea asta, am zis doar, am venit doar să vă salut și a ieșit din scenă. Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Chiar crezi că a cântat-o perfect? Inedit. Mișule, tu crezi că ai cântat perfect partitura de acum 13 ani? Au trecut 13 ani de atunci? Să știi că avem paharul de cel puțin un sfert de oră, 20 de minute și eu tot nu mi-am adus aminte melodiile. Hai. Vezi că te crepe cuvânt. Bă, dar ce domnul, știi tu cum domnul torci... terapie și... Domnul asociat de terapie, da. Asociația terapia. Da, asta e, am ascultat multă vreme melodia asta. Sparge. Da, ca la greci. Dar cum? Sunteți dar în... asta cu Irina Login mai întoarce, Doamne Roata. Sună pe maică ta. De aici pe tine, dacă e poliță. Dacă ai asigurări, pardon. Imediat o să face una. Spune, trebuie să știe. Sună, mama, uite, iartă-mă că te deranjez. Stai puțin, bine? Nu, nu, ți-ai niștită. Mai mănâncă ceva. Da. Bine, și dacă nu-mi răspunde... Pentru mine broccoli, îmi răspunde, sigur. Pentru mine broccoli a însemnat... Vă că nu. Ce ciudat, nu? Dacă o sun eu, poate... Mai întoarce, Doamne, roata. Mama, mai ții minte melodiile pe care mi le cânta mamaia când eram mică, alea două, cu mireasa și cu pomul? Două pe... Două, de să auzim când cântă. Nu, că nu cântă. Zi. Melodia cu... Mireasa și pomul. Mireasa și pomul sunt aici cu Horia. Nu pot să te dau iar pe speaker, că sigur... Mama, spune-i lui Anca să te dea pe speaker. Nu. Flori! Flori! No, nu știu să vorbești cu mama. Mama! Mama! Mama, sunt eu. Sunt băiatul ăla bine făcut. Mama! Îmi ești foarte drag oricum, așa. Mama, vreau să spun că... Vreau să spun că Anca se simte foarte bine, totul este în regulă, vorbim de familie, vorbim de faptul că am făcut un cântec, a cântat Anca un cântec pentru toată familia, pentru toți frații ei, atunci când tuturor le dor de familie să-l cânte, tot e în regulă, mama. Dar uite, ea acum aici, săraca în fața mea, și încearcă să-și aduc aminte. Ce-mi cânta mamaie când era mică? Ce-i cânta mamaie când era mică? Două piese. Una cu... Aia cu... De era tristă și practic îi se tăia lanțul, lațul. A, un lanț plin de iubire? S-a rupt un... A, nu. Nu, 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 nu. Dar mama știe... Flori, tu știi un lanț plin de iubire? Aia lui... Camina Zur, lasă-i pe Dolănescu. A. S-a rupt un lanț plin de iubire. Asta era Dolănescu. Mama, de ce râzi? Mami, care era aia cu mireasa? Aia cu mireasa, cum era, mama? Nu, era cu fata aia la Târgoviște, cu o bătrânică. Lasă bătrâna, bă, aia era mai târziu, bă, bătrână. Și pe aia am cântat-o. Eu ți-am zis, dramatică de mică. Lasă bătrâna într-o gară, mai erau alea două când cântam noi pe la 1 noaptea.
Mama e cânta la 1 noaptea ceva. Bine, știi ce? Mami, fii atentă. Întoarci un pahar, gol, ține-l 20 de minute și poate tu ți-aduci aminte, bine? Da, mamă. Să știi că chiar mă concentrez și trimit imediat. Mamă, ne bazăm pe tine pentru că stăm aici de câteva ore și... nu mai avem multă vreme, că nu mai avem o premieră de film. Nu mai avem. Trebuie să mă... La 7:30 trebuie să duc la premieră de film. Te rog, mama. Grăbește-te, te rog. Întoarce paharul. Întoarce paharul. Toate paharele întoarce. Tot neamul. Doamne ferește, dacă se le scot toate, torc pe toate. Bine, dar Irina Login, mai știi? Irina Login cum era, mamă? Uf, nu știu, lasă-mă să mă gândesc. Lasă-mă că te cauți. Perfect. Uite, uite, telefonul ținem aici în mijloc. Cum sunt, suntem aici, mamă? Da, da, ok. Mulțumesc, hai. Flori, ne bazăm pe tine. Da, Doamne ajută. Te așteptăm, hai. Să ne suni, te sărutăm. Pa! Pa. Cum era aia cu bătrânica? În Craiova trebuie să-mi zici. A, da, și pe aia. Ia, ia, ia. O, bătrân. Hai să o cântăm și pe aia. Hai, că m-a făcut de râs. Nu. Așa, o bătrână într-o gară a întâlnit o fetișoară. Măicuță te-aș întreba unde e Târgoviștea? Aha. Fetițo, fetița mea, că nu știu să, nu știu să cânt. Vezi ce ți-am zis? Hai. Dar dacă știu cu tine, stai să căutăm versurile. Eu mi-aduc aminte piesa asta. Da, cum să nu o știi, nu? Da, da, mi-aduc aminte. O bătrână într-o gară. Scrisoare de la băiatul mai mare. S-a însurat și este bine. S-a însurat și este bine. Ritmul ține doar cu tine. Fetiță, fetița mea. Și la mic mă șteaptă în gară, că mă știe bolnăvioară. Fetiță, fetița mea. E, e dita mai povestea, eu nu doar așa știu povești mai. Dar dragii mi-a plac mei, și astea foarte mult de Inima albastră, inima albastră. Da, 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 da. Și imediat o să trecem la Roxette. Dar până la Roxette, a, da. Dar până la Roxette, i-am pregătit, i-am pregătit niște întrebări extra. Tot pentru Gianina? Nu, așa, de da, data așa. Asta special pentru tine. Să fac și o curată. Cine cânta melodia asta? Și cum se numea? Am nevoie de tine. E direcția 5? Am nevoie de dragostea ta. Am nevoie de tine. Cine? Deci tu m-ai cântat acum melodia? Nu mi-aduc aminte acum. Deci în mintea ta eu cred că stau doldora piesele. Uite așa stau data, și acum toate piesele. Te rog, te rog, Anca, lasă-ne să ieșim o dată și nu mă face afară. De râs chiar acum. Nu, nu te la. Iubirea. Bineînțeles, nunta continuă. Mulțumim. Mamă, bă, ce bine arată. Ce bine arată. După peștele pe care nu l-ați văzut, probabil că o să vedeți acum. Tu sigur n-ai fi mâncat așa. Asta e vită. E foarte. Sănătate curată se cheamă asta. Cartofi prăjiți? N-am mâncat deloc, toată viața mea. Mamă, ce bun e. Pe bună? Ăsta, doar l-am băgat în cuptor. S-a făcut singur. Eu îmi dau seama că în familia ta... Mi-e dor de nuntă. Bine, nu te-am să ne înțelegem. Oh, maică, maică. A mea a fost, gata, nu mai... Da, așa, să merg. Știi la câte nunți am fost anul trecut? Doamne, maica Domnului. Dar acum... Cinci. Da. 6 cu a mea. Dar și am fost la... Și am fost la... S-a căsătorit multă lume anul trecut. Da. Da. Deci știi că a fost un an. Eu am fost naș la... Nu cred. Una. Și eu am fost nașa. Da? Da. Am făcut așa de frumos. Am stat la intrare 350 de oameni. Pe toți i-am salutat. Dar tu știi ce înseamnă bună să fii naș? Mie mi-a plăcut. Nu cred că mai fac asta prea curând, dar... Da, nașul înseamnă să fii... Bă, să fii... Părinte spiritual. Da, mai mult decât atât. Fii atent aici. Alo, ce mai faceți? Cum e iubita ta? Totul e în regulă? Trebuie să verifici din când în când. Mm-hmm. Ba da, trebuie să verifici din când în când cuplurile. Am încredere în ei. S-au găsit, eu i-am... prietena mea cea mai veche și un fost coleg de liceu. Și am simțit acolo ceva, le-am zis ba la unul, ba la altul, că nu. Ei voiau că da, de fapt. Și-au avut curaj?
A, el, întotdeauna bărbatul trebuie să aibă un pic mai mult curaj. Adică inițiativa ar trebui să fie cel puțin la începuta lui, nu? Să fie un pic mai... Adică noi vrem să fim mai cucerite, na, nu? Te lași un pic, te mai uiți, te mai... Nu. Dar el trebuie să aibă curaj. Și a avut în cele din urmă. Și uite, mă naș. Datorită insistenței mele la... Băi, asupra da. Lor. Mm-hmm. Vinul nu e rău deloc. Doamne ajută, nici mâncarea, nici vinul mi-a plăcut. Mai venim, darul la final. Dragii mei, pentru că un tir de întrebări adresate Ancă este exact ceea ce ne trebuie nou acum, să-i dăm drumul. Aoleu. N-ai să știi... Ce-am și-o zis? N-ai să știi, frumoasă Ancuța, câte nopți am plâns ca să fac aceste întrebări pentru tine și să le frământ. Și în continuare îți vă spune ce ai ieșit și te voi uimi. N-ai să știi, frumoasă Ancuța, cât de galeș voi fi. Pam, pam. Mulțumesc! Catarina din Îmblânzirea Scorpii sau Dezdemona din Otelo? Se vede că ai citit tot ce se poate cu mine. Nu pot să aleg, pentru că amândouă îmi plac la nebunie și sunt în direcții total diferite și mi-ar plăcea amândouă la fel de tare. Nu, mă pune să aleg. Amândouă. Pe viață amândouă. Îmi place și Catarina pentru că e nebună și Dezdemona pentru că e bună. Și bună și nebună. Așa sunt și eu. Bine, tu ești și muzicală, dar nu știi. Da. Seriale turcești sau spaniole? Spaniole. În copilărie spaniole. Dăm un exemplu. Marimar. Spune o propoziție în spaniolă. ¿Quién eres tú? Ce? Nu știu. Yo estoy aquí. Bun. Me gusta mucho José Armando. Me gusta mucho... cum José Armando. Nu așa le chema. José Armando. Toți erau José Armando. José Armando. Me gusta mucho José Armando. Da. Yo no tengo dinero. Da. Teatru sau film? Nu, să văd lupta, vreau să văd lupta, vreau să văd frământările, vreau să văd șervețelele plutind pe sus. Și teatru și film. Doamne ajută, de bună calitate. Care este cel mai mare fotbalist craiovan al tuturor timpurilor? Mamă, puștata. Tata este, tata, dar nu știe lumea de el. Dai că pe bune? El așa și-ar fi dorit. Tocmai ți-am zis că mi-a zis Maradona. Și mă pun... Nu știu, pot să-ți zic... Stai puțin. Adrian Ilie din Craiova? Mamă. Deci vine de aici. Eu sunt cu generația asta, mama, știi, mia. Cu Ilie și cu... Balaci. Da, bineînțeles, dar e... Stai puțin, de pe vremea mea. Păi eu i-am prins pe Balaci. Păi da, legenda continuă. Maradona, ce meciuri păi nu, că dacă mi-ai fi zis... cred că nu l-am prins, aș fi zis, dacă mă întreba internațional, aș fi zis ăsta, ciudatul, Zinedine Zidane, de la, așa cum ați imite, de la Lovitu, știi? A, că Lovitu, aia ți-a dar Adrian Ilie nu e... Ba, nu, Adrian Ilie, băi, ce e Adrian Ilie? Adrian Ilie nu e din Craiova, sau n-a jucat de la Universitatea nu, Craiova. Nu, poate, dar nu. A fost exact în anii aia, că mă ducea pe mine tata, eu îți spun eu, din... Eu știu reclama. Știe reclama? Nu știu. A făcut o reclamă la o șuncă, la un salam. Îl caut, dacă e. Băi, dar nu știi reclama? Trebuie să-l caut pe Adrian Ilie. Da, da, știi care era vorba? Nu, încă zine. O felie cu Adrian Ilie. Mama da, mea, bă! Bun, ce să zic? Asta e vorba, ce vine de reclamă? Stai puțin. Craiova, da, vezi că zic bine, Adrian. Nu, pe, din punctul meu de vedere, l-am prins, l-am văzut pe stadion. Eu am răspuns corect. Am răspuns corect. Bine, pe Zinedine Zidane nu l-am văzut, decât la Tuzul. Pui cu măsline sau praz cu măsline? O să te dezamăgesc. Eu nu am mâncat praz cu măsline de foarte multe ori în viața mea. Am gustat de 3 ori, acum la tine e a 4-a oră, mi-a plăcut cel mai mult la tine. Deci o să zic pui. Îmi deschide restaurant. Pui. Pui. Unde pui tu mâna, nici măslinele, nici prazul nu mai este. Dacă arătăm poza cu tine, da. La 10 români, câți crezi că o să zică, a, Ianca, și câți crezi că o să exclame, e Gianina? Depinde ce fotografie. Depinde, nu? De unde să știu eu, dacă mi-o arăți, le-o arăți pe asta ultima cu gogoșile, nu știu dacă o să zică că e Gianina. Că pare că am mâncat niște gogoșele. Băi, ești fantastic. Băi, ce-ți place, este extraordinar. Mulțumesc. Deci, mă întorc în culisele unde l-ai întâlnit pe David Copperfield. Încredere. Îți mai dau încă o dată un bilet pe care scrie încredere.
Da, depinde foarte mult de fotografie. S-ar putea să zic, dacă dai o poză cu Gianina, o să zic că e Gianina, dar nu o să zic că... Încă o dată, vreau să te uiți la poza asta. Uite, Zău întreabă oamenii, 10 români. N-are treabă cu Gianina. Nu, dar pare că a mâncat niște gogoșele Anca acolo. Uite, vezi? Un pic așa, 2-3, mie îmi plac gogoșele, să ne întâlnim. Se intre gogoș! Ai și gogoș? Ta, 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 ta. Ce rol ți-ar fi plăcut să joci în A Games of Thrones? Cersei Lannister. Aia. De ce mai era? Bun, fii atent acum. Da, zi. Dar tu ai fi făcut, dacă de exemplu... Deci... Nu știu dacă aș... mă întreb de scena aia. Da. Nu știu, să știi, e un... Băi, a fost atât de zguduitoare scena aia. Dar este zguduitor cu tot, da, nu doar scena aia, tot parcursul și până acolo și întreg sezonul. Corect. Cel puțin pentru personajul ei și este un serial foarte bun și mie mi-a plăcut foarte mult, l-am văzut de 3 ori, cred. Însă îmi place pentru că este total, adică nu ți-e la îndemână, știi? E dincolo de confortul tău, de toată zona ta de, știu eu, distribuire, nu normal. Da, da. Mi-ar plăcea foarte mult. Tot ce ține... De dimineață când am ieșit în casă, am început. Shame. Nu știu, mi-a venit shame. Dar nu înțeleg ce de ce. Da. Și zic, trebuie să-i pun întrebarea asta. Dar uite, știi ce mi s-a întâmplat mie azi dimineață? Foarte ciudat. Te-ai trezit vreodată... Adică, mă rog, ai tot, nu, visezi și te trezești poate cu o spaimă sau cu o senza... Niciodată nu m-am trezit cu miros de zambil albastr. A fost pentru prima dată în viața mea, sincer. Deci, și mi s-a părut foarte dubios și știu că am împărtășit chestia asta. Vrei să spun o chestie care să te lasă... Zi. Eu de dimineață am aranjat niște zambile. E, hai. N-am poză. Nu-i nimeni mai avea. Asta nu cred. Nu cred. Ba da. Nu cred, așa ceva. Eu niciodată când trec pe lângă masa din sufragerie nu. Dar ce zambile ai tu acum, Doamne iartă-mă? L-am cumpărat într-un coșuleț. Amoria, vorbesc serios acum. N-am încredere. Vezi, încredere. O să-ți dau poza. Pe cuvântul meu, Doamne, eu niciodată, știi, repet, în toți anii ăștia de viața mea, nu mi-aduc aminte să m-am fi trezit cu un miros de floare. Nu, a iubesc. De dimineață am mirosit o floare. Ce dubios. Am mirosit astea de pe masă. Da, nu știu. Și eram, zic, bă, ce frumos miros. Și sunt aici, de ce le-am mirosit până acum? Pentru că nevastă mea l-a pus exact pe masă. Bine, magicianule, ce să zic? Mai mesmerized, gata. Dar dubios, asta cu visul, foarte dubios, sincer. Niciodată n-am avut senzația asta. Bun. O să facem un film, cine a pus zambila? Albastră. Albastră. După Games s-a mai întâmplat vreun serial, nu? Care să-mi plac așa mult? Special. Cineva special în viața ta? Nu ceva să așa... Deci... Mă rog, mai sunt, dar nu-mi vine așa ceva acum în cap. Dar din ăla, cel puțin, ți-am zis, rolul ei mi-ar fi plăcut foarte mult. Să te pregătești acum, pentru că te voi întreba ceva pe care vreau neapărat să-l exemplifici. Aoleu. Piesa preferată de la Pink este? Family Portrait. Mai ții minte? Dar nu știu versurile. Can we work it out? Can we be a family? Promise I'll be better. Mommy, I'll do it. Ăla asta? Enough. Ia zi. Stai puțin. In our family portrait, we look pretty happy. We look pretty normal. Let's go back to that. Dacă nu faci cu mine, nu pot, pentru că n-am curaj. Trebuie să înțelegi că fără tine nu pot. Da. Nu pot fără el. Asta cred că e cea mai frumoasă declarație. Fără tine nu pot. Deci fie. Și asta. Asta era frumoasă, partea asta. Stai. Let's play pretend like that. It comes naturally. I don't wanna have to split the holidays. I don't want two addresses. I don't want a stepbrother anyways. And I don't want my mama have to change her last name. Family portrait, we look pretty happy. We look pretty normal. Let's go back to that. Family portrait, we look pretty happy. Let's blend pretend like it's okay. E greu, eu nu mai pot. Am obosit. Fie de acum, dacă da, e exact ca și când ai fi făcut multe abdomene. Acum, dă timp înapoi. Sună mama, ce fac, Horia? Răspunde-i.
Da, da, mamă! Scrise două mesaje, dar se vede că nu se văzură. Se... Da? Nu se văzură, că fata e fuse ocupată. Ce se vede? Ia zi, mama. Așa. Deci, Anca, mi-aduc aminte de foaie verde maghiaran, m-a făcut mama Oltean, e ok? E ok, ok. Bună, foarte bine. Asta e cântat, dar mai zim ceva din cântecelul ce... Aia cu mireasa și cu... Nu știu. Aia cu mireasa și cu? Era un... din pom, a coborât din pom. A coborât din pom. Nu știu, nu. Mă dădui din... Nu. Dar ai foaie verde maghiara m-a făcut mama Oltean. Și cu bătrânica la fântână, cu o fată bătrână. Fete tinere, nu sunt mama. Să mai... Nu, era o mămică necăjită și se ducea la Târgoviște. Hai, Horea, că știi cântecul ăla. Da, 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 dragostea mea, Flori, eu știu. Hai, foaie verde maghiaran, pupața și coamă bălan. Exact, exact, exact. Nu. Exact. Te sărutăm, foaie verde maghiaran. Și eu. Pa, mami. Pa, mami. Pa, pa, mami. Pa. Pa. Te sărut, mamia meu, te sărut. Flori, pa. Pa. Pa, pa. Deci, mama are un... Foaie verde maghiaran, măi, m-a făcut mama Oltean, măi. Hai, încercăm trei versuri, nu mai mult, patru. Doamne și domnilor, bine ați venit din repertoriul artistei Pink. Rup de la melodie. Hai. M-a făcut mama Oltean, măi, foaie verde de Astrahan, măi. Porc când de tulpan, cojocel de miel bârsan, la nou. Oltean sunt, Oltean îmi zice, Oltean sunt, orun mă duce, hai, Oltean sunt, Oltean. Dai să se. Hai. Foaie verde maghiaran, măi, m-a făcut mama Oltean, măi. Porcondeiul de tufat, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de-n Craiu, dar măi Leano, măi Anco. Cine se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine. Cine se ia cu mine rău, să-l ferească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudă, măi Leano. Da, bravo. Vai de capul meu. Tu nu, da, deci eu pot să vorbesc foarte mult fără să obosesc. Ei bine, cânt o melodie, am obosit. Deci, pentru că nu ai, exact ca și când ai începe să alergi fără să fi făcut vreodată. Nu e o problemă, suntem aici pentru tine. Pentru că am vorbit de Dallas. Așa. La început, primul serial care te-a influențat, zin trei personaje din Dallas. A, Pamela. Pamela. Sue Ellen. Yes, baby. J.R. Ah, yeah, Bobby. Patru, ți-am zis patru. Mamă, Bobby. De cine îți plăcea zice cel mai mult? Pamela. Deși și Sue Ellen. Nu, îmi plăceau amândouă, doar că una bună, alta nebună. Nu zice în care cum. Tu știi că și Pamela, cum o cheamă, mă? Și știam și numele ei. Bă, dar nu vine să cred că nu mi-aduc aminte melodiile. Dar pe Bobby îl chema Patrick Duffy. Da. Eu m-am întors paharul. M-am întors paharul odată. Hai să întoarcem, Doamne, paharul. Mai întoarce, Doamne, roata. Sunt șanse mai mari să se căsătorească Gianina cu primarul sau cu Gianni? Cu Gianni. Să fie într-un ceas bun. Da. Tânări și neliniștiți sau familia Bundy? Familia Bundy, all the way. Clar. Paris sau New York? New York. Băi, pierd aici. Tu trebuie să iei... Știi ce am făcut eu când eram tânăr? M-am dus la karaoke. Nu, nu pot. Ba da, ba da. Nu pot. Ba chiar mai mult eram în 94 la karaoke cu Ștefan. Independent unul față de celălalt. Și luam catalogul și noi. Dați-mi și mie piesa respectivă. Așa trebuie să faci tu. Deci, deci fii atent aici. Tu știi cum ești tu acum? Îmi place la nebunie. Zice și New York State of Mind acum. Deci fata asta e plină Billy de surpriză. Joel, nu? Cum? Nu, Billy. Nu, Joel. Cum îl cheamă? Ba da, Billy Joel, da. Haide, știi, pune. Știi, bă, și pe Billy Joel știe. Pune... Stai puțin. Dacă nu cânt, hai, mi-o cânt tu mie. I'm in New York State of Mind. New York State of Mind. Mai știi?
I've been in the movie stars and the fancy cars and the limousines. Been hard on a rocking wheel on an evergreen, on an evergreen. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York set of mind. Îți promit că o să o pun la punct să-ți o cânt. Este una dintre cele. Eu vreau să te fac pe tine să cânti și tu mă faci pe mine să cânt. Fantastic. Schnitzel vienesc sau sarmale românești? Jiji. Bună alegere. Ultima întrebare. Bună că toate. Să zicem că peste un an deci, e ultimul episod din Las Fierbinți. Bine. Peste 2 ani. Bine, trebuie să fie la 3 ani. Așa. Bun. 4 ani. În fine. Peste 10 ani va fi ultimul episod din Las Fierbinți. O să aveți 100 de... Te-ai gândit cum ți-ar plăcea ție să se încheie serialul? Nu, nu vreau să mă gândesc la asta ca să nu premeditez un fel sau altul și de obicei nu m-am gândit la ce aș vrea, ce mi-aș dori, cum ar trebui. M-am lăsat surprinsă și dusă de val și oricum a fost surprinzător și de ce să... Mă las și în continuare dusă de val, totuși făcând conștient și cu măsură ceea ce am de făcut. E foarte interesant cum tu te lași purtată de val într-o anumită direcție. În altă direcție, tu ții valul. Da. Când o să dai drumul valului muzical, dincolo de valului actoricesc? Când o să am curaj. Și deocamdată, sincer, mi se pare că atunci când ai date și... coordonate, ar fi păcat să nu faci ceva. Coordonatele! Mamă, ce bine mi-a intrat în piele. A fost bună, nu? Astăzi am făcut prima lecție de beauty. I'm on the beauty state of mind. Și ce să zic, am zis că nu și uite-mă că da, dar măcar dacă două chestii le-am bifat din 50 câte au fost corect cât de cât, tot sunt mulțumită. Băi, fii mulțumită de... Iubire! Da! Iubire, suntem la nuntă. Trebuie să încheiem nunta. Da. Ce ne propui, iubire? Să cânte Marius ceva. Să cânte lăutare. Mulți ani. A trecut un an de la nuntă. Da. Uite ce frumos. Tra la 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 la. Iubire, mulțumesc. La la la. Chiar, repet, mi-a spus. Cine-i născut în august? Hai sus, hai sus, hai sus. Și tu ești în august, nu? Sigur. Da. Așa. Puțin înainte de tine să ia paharul în mâna sa pe 27, sigur. Țin aminte ce-o. Mm-hmm. Mm. Ce faci de ziua ta anul ăsta? Să-mi dea Dumnezeu o zi frumoasă. Nu știu ce fac, n-am încă plan. Și tu ai planuri? Tu știi ce faci de ziua? Bineînțeles, fac chef. Ne vedem la ziua mea. Da. Cum să nu? Dacă mă chem, vin. Puneți o dorință. Hai, este un an de la nuntă. Aproape, nu pot să zic. Aproape un an de la nuntă. Haide, dar hai și tu, pune și tu dorință. Extraordinară, extraordinară ești. Dar e împreună podcastul, nu e doar al meu sau doar al nu, tău. E al tău. Sunt lucruri împreună simple. Bine, da, hai, atenție, pune-ți o dorință. Știi ce dorință vrei tu să spui? Nu știu, că mai multe, dar hai. Hai, Doamne ajută. Hai, Doamne ajută. Așa să fie și se împlinește. Și se împlinește. Muncitorește. Astăzi am servit de toate. Da, ai văzut că mănânc? Băi, bravo, bravo. N-am mâncat nici, m-am dat în stomac, mă stau să mănânc. Normal, normal, da? Bun. Iubire, bravo. Iubire, bravo. Iubire, n-ai ieșit prăjitura asta. Ai face în fiecare an petrecere de ziua ta? Ai făcut? Soția mea m-a învățat. Alice a zis așa. Ce zodie? Soția. La mea este pe 21 Departe. Ianuarie. Acuș. Mă rog, acuș a fost. Acuș și. Acu și. E Capricorn, bun. Pământ. Eu nu le-am cu zodiile. Eu mai am, că mi s-a zis când era mică. Ce să facă când era mică, ce? Aveam un verișoară. Și a zis, alo, tu, Ancuțo! Vezi că tu ești fecioară. Mi-a zis despre zodii mai multe chestii, le-am reținut. Nu știu ce zodie s-ar putea să asociez. Așa, dar zi-mi un pic, și ce te-a învățat soția? Mi-a zis că este un lucru de care trebuie să te bucuri. Să celebri, da. Nu trebuie să-l zici, nu-mi place ziua mea de naștere, pentru că exista foarte multe dăți de naștere pe care nu le-am sărbătorit. Mm-hmm. Mi se părea
așa, inutil. Desuet, inutil, cum vrei tu să spui. Și am zis, stop, hai să sărbătorim ziua. De ce? Pentru că este încă un motiv bun, motiv sănătos, să te întâlnești cu prietenii, iar cel care zice că nu-i place, câtuși de puțin, acolo, un micron de plezir, de cadou, minte. Da, da. E, și eu sunt de acord. Și eu sunt de acord. Dar de ce să... Nu. Îmi place foarte mult să doresc. Foarte, foarte mult. Sigur că da. Îmi place și să primesc cadouri. Adică nu nu-mi place Lamborghini. Nu-mi place nicio mașină. Nu, deci să nu-mi aduci mașini de ziua mea de naștere. Deci ai așa, ai parfum, ai vin. Uite parfumul. Am geanta, slavă Domnului. Ai geanta pe care ți-am dat-o, ai ăla, ai ăla. Da, nu, am mâncat bine, am băut bine, am încercat ceva nou, apă minerală cu apă plată, mă rog, apă plată cu apă minerală. Deci a fost ai cântat? Dacă eu adun toate porțiile tale de cântec, o să fac aproape un concert. Ceva frumos la final. Aproape un concert. Hai să cântăm ceva, dar ceva lent. Bine, știi ce nebuneam eu? Hai, trebuie să zic până la urmă ce sunt mai încolo. Și hai. Știi când te-am cunoscut, Cristina? Nu știu nici pe aia să o cânt, dar cu Horia... Când te-am cunoscut... Da, nu aș. Stai. Asta o știu. A cântat o trupă. Maria. A, da, da. Când te-am cunoscut, Cristina... Dar bine, eu nu știu așa mai săltăreat. Eu știu mai suavă, nu știu cum să zic. Dar mă dau după tine. Vorba aceea. Ești omul de încredere de aici. Deci asta când o să vadă toți dintre cei. Aveai păr frumos și o floare. Eu cu asta îi nebunesc și le zic, știu să cânt și le încep melodia asta. Și o floare. Știi melodia? Când te-am cunoscut. Stai puțin să dau la vreo. Aveai părul frumos rău și o floare de măr, de măr. Ședea bine în păr. Când se lasă seara peste bu. Peste bu, bravo, urești. Eu mă uit la fete, fete, dar văd că nu ești. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la tine, dar văd că nu ești. Când ne-am despărțit, Cristina, aveai părul frumos rău, dar floarea de păr ți-a căzut din păr. Încă o dată! Când ne-am despărțit, Cristina, aveai păr frumos rău, dar floarea de păr ți-a căzut din păr. Când se lasă seara peste București, eu mă uit la fete și văd că nu ești. Toată lumea! Când se lasă seara peste București, eu mă uit la tine, la tine, dar văd că nu, nu ești. Da, o să mă apuc de cântat, pentru că sunt praf. Asta e cel mai important lucru. Deci mie nu vine să cred, atâta încredere mi-a dat că eu plec de aici și o să zic tuturor că eu fac... Așa te vreau. Eu mă fac cântăreț. Este primul pas în cariera ta de actor cântăreț. Lucru care va... Tu-ți dai seama că acum toate colegele tale care știu să cânte își vor da seama că toate castingurile de acum înainte vor fi periclitate dacă apar tu? Să mă cheme pe mine oamenii la casting, dar nu cred. Dragii mei, a fost pentru voi una dintre cele mai fermecătoare, joviale, zâmbitoare, cu cei mai frumoși ochi care te învăle dintr-o clipă, te topesc pe dată. Păi, Minescu, te torpește. Așa. Dar vreau să vă spun un lucru, că în această clipă, în aceste câteva ore, așa, și-a găsit pasul muzical, pentru că se numește maratonul muzical. Pasul muzical și la cadența aia muzicală. Și cu ce am putea încheia frumos această întâlnire decât prin piesa care dă titlul acestui podcast, care se numește Lucruri Simple. Este și împărțită. Vai, nu, Horia împreună, nu pot singură, nu pe final, nu mă lăsa. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Rose Dawson din Titanic. Jake, nu mă lăsa! Da! Împreună cu tine fac tot. Al minter. Îți mulțumesc foarte frumos că ai venit. Eu mulțumesc de invitație. Ești... foarte bine, mulțumesc. Ești ceea ce mi-a spus poza ta la 5 ani, așa ești tu acum.
Doar că ai mai crescut între mari, muzica mari. Ai lăsat-o puțin în afara casei, n-ai primit-o înăuntru. Așa să ne fie. Acum fie deschide dorința. Acum că vine primăvara, deschide ușile, deschide geamurile să intre muzica înăuntru. Ce frumos. Să te văd cum cânți puține lucruri simple, melodie pe care o încep chiar eu. Și o continui cu mine. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același șersenin. Inima să fie așa, bravo, ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Multe motive. Ca să ce? Ca să refren. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Ce voce! Ce voce! Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Dragii mei, astăzi am fost lângă voi Marius din Târgoviște. Șerban, care a gâdilat butoanele și l-am dat degetelul, s-au topit pentru că a auzit-o pe Anca cântând. Iubire! Iubire, iubire, tu ești fericire, iicire. Oricând vei avea nevoie de un sfat vis-a-vis de copii mici sau mari, să mă suni. Okay. La fel și dacă... Și vreau neapărat data viitoare când ne vedem să-mi spui când, să-i dau butonii lui Manfred. Deci neapărat. Deci dacă nu, îți dau și o poză. Să-mi trimiți. Acest podcast se termină cu poza cu butonii. Ai, ce mai. Fotografie. Asta ca să vezi cum arată butonii respectiv și să vezi ce mișto sunt. Bineînțeles că eu iubesc mai mult muzica decât tractoarele. Dar va fi... Amin. Ar fi fost culmea să fii zisal. Anca, ești minunată, trecem la strofele următoare. Împreună. Mie-mi place orice zi. Care ce? Care mi-ar putea zâmbi dimineața. Unde? De lângă perna ta. Bravo, cânte cu mine. Îmi placi tu așa cum ești. Adică cum vrei să... Când mă cer și când mă ierzi și speranța. Că ce? Că nu te vei schimba. Voi încerca. Hey! Nu caut mistere să le dezleg. Nici după păstra. Cer albastru eu și tu. Bravo, bravo, Anca! Mie de ajuns doar muzica. Uite, mie de ajuns privirea ta și vocea ta. Lucruri simple voi păstra. La Vocea României anul acesta Anca Dumitra va fi prezentă la blinduri, când va veni nimeni cu melodia asta. Vei ști clar. Amen. Jurați de la Vocea României, pregătiți-vă. Bă, Teo, ce face cu fata asta, mă? O ducem în finală. Deci vrei finala. Și acum ultimele țipete. Iertați-mă, dar... Eu sunt bine, eu da, sunt da, bine. Da. Vrea băieți. Dacă îmi zici tu de... Să rupu vin peste vin azi. Și ultimele urlături din piesă se numesc așa.
ultimilor roduri. Na 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 na. Uite ce frumos. Na 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 na. Are vibrat. Hai cu mine. Na na na. Nu pot să vin la tine, cu tine. Zi. Hey hey baby. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Doamne și domnilor, noua voce a României, Anca Dumitra. Mulțumesc, Horia și echipa mea. Știi că există o trupă Manfred Mann? Da, mi-a zis Liana, Liana Stanciu. Ne-am întâlnit la o nuntă și mi-a spus la final, știi că auzi, niciunul dintre noi dacă noi doi ne întâlnim vreodată la o nuntă, știi ce facem, nu? Dansăm și cântăm. Nu, nu cântăm, facem repertoriu pentru Vocea României. Dacă cândva odată o să o fac, dacă o să țină Vocea României, da, mult și o să da, trăiesc și eu. De ani, peste 200 de ani. Cât o fi să fie? Ce? Și ce? Eu poate vin la 80 de ani ai mei, îmi prind curaj atunci. Cum e? Kate? Dawson? Nu, nu. Eu sunt bătrânica, eu joc rolul, dar eu sunt bătrânica. Dar tot Kate mă cheamă. Oricum, oricând, oriunde, peste tot? Oriunde. Ai înțeles, da? Mamă. Nu, fără mesaj, cu inimă. Mai spui o dată, aceasta a fost? Aceasta? Să mai spun o dată că aceasta a fost semnătura Ancăi. Ea e cu inima, e fac ce spune inima. Vezi? Hai la poză. Cântăreața mea. Să nu semnez cu da, niciun caz de muzică. Puțin acolo e ceva. Băi! Puțin, atâta vreau. Deci așa tu mi-ai zis. O să-ți fac mai sună unii dintre ai mei, știi? Da! Acum vine. Acum vine! Acum vine! Eu mă uitam la iubire. Da, e că eu mă uitam la iubire. Gata. Vă mulțumesc. Oria, mulțumesc tare. M-am simțit foarte bine. Iubire, dacă m-am făcut de râs, pe tine. Iubire. Iubire, ești așa de frumoasă, n-ai cum să te faci de râs. Iubire, hai la alt premier filmul. Nu mai ieși, că ești în tricou. Eu sunt de la muncă, dragă. Unde e mașina? Voice the... Mașina e pe câmp. Nu, e în stânga. În stânga. Am plecat la colinda, ia-i-a-o. Asta e în stânga. Tu ce ați văzut? Nu-i adevărat! Iar eu am fost păcălită. Păi, da. Aceasta este mașina. Da, uite, e cea mai curată. Da. Te lasă la aici, pe ăsta. Mulțumesc. Asta aici. Gata. Parfumul ăla, lasă-l în geantă și ne vedem, pa. 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 Pa.